Hello! Vă pup pe toți fraților și bine ați venit la un nou super live! Hai să vedem cine este pe chat! Andra, Marius, Daniel, Tudor, Andrei! Mama mia! Ce acolo, tată? Carlos, Hacker, Mihai, Liviu! Serios, cine e din Moldova? Eu sunt din Moldova! Salut, David, Vali, Petronela, Elena, Damian, Pavel, toți băieții și toate fetele. Hey now, George Bulti donează 10 euro, salut Richter pentru ceea ce faci, fratele George, primul donator de astăzi. Mamă, ce ne-a făcut acolo? Ce ne-a făcut cu Ronaldo? Direct pe față mi l-a pus pe Ronaldo. Te pup, George, și mulțumesc frumos pentru prima donație din această seară. Stați așa, stați, dă muzica mai încet, că e prea tare, o secundă. Gata, fraților, altceva, acum sper că ne auzim. Bine ați venit la un nou super live cu un challenge care eu am zis că ne va ieși 100% și este un live special deoarece ne aflăm în cadrul Bucharest Gaming Week. Știe cineva ce este Bucharest Gaming Week? Hai să vedem. Mihai acolo cu șarpe. Adelina cu respect, unul fericit, altul trist, mă rog, așa e lunea. Alexandru, te pup și eu, fratelo, Liviu și el prezent la datorie, te pup, Liviu, și succes în excursia în Anglia, deoarece știu că vrei să mergi în Anglia. Robert, te iubesc, Tudor, și eu te iubesc, Robert, îți mulțumesc frumos. Cel mai mare eveniment de tip gaming din Europa. Uite, a zis, mai bine a zis-o Carlos decât mine. Așa este, fraților, în acest weekend, stați să nu greșesc datele, în acest weekend, pe 14 și 15 octombrie voi fi prezent și vă aștept și pe voi într-un număr cât mai mare la cel mai tare eveniment de gaming cu peste 20 de influenceri, Bucharest Gaming Week, unde voi fi prezent atât sâmbătă cât și duminică. Ne vedem acolo tot weekendul. Dacă vreți să petreceți un weekend alături de mine, am petrecut un weekend alături de Tudor Buțan, vă aștept la Bucharest Gaming Week. Biletele le găsiți chiar acum în descriere, primul link de acolo vă puteți cumpăra. Și că tot vorbim de bilete, astăzi împreună cu cei de la Bucharest Gaming Week voi oferi și eu două bilete unui câștigător. Unul dintre voi va câștiga două bilete să vină însoțit de mamă, iubită, soție, prietenul cel mai bun, nu contează. Așadar, rămâneți până la finalul live-ului, deoarece unul dintre voi va câștiga două bilete la acest super eveniment de gaming și, așa cum vă povesteam, fraților, voi fi prezent acolo începând de sâmbătă pentru prima dată. Stați să vă arăt mai bine harta. Deoarece prima dată voi fi prezent alături de cei de la Allspice și vă spun imediat, începând cu ora 13 până la ora 15, iar după ne vedem la standul Acer începând de la ora 16-17 până la ora 18-19 să jucăm FIFA, fraților. Imediat vă arăt și harta. Stați că v-am promis că vă arăt harta. Stați să o pun pe ecran în cazul în care nu ați mai fost. Sau chiar dacă ați mai fost, aulou, stați că e mare harta. E mare harta, fraților. Unde este? La Palatul Parlamentului. La Palatul Parlamentului se organizează. Imediat vă pune frățiorul și harta. Să o vedeți pe toată. Mamă, dacă de mare, nu vine să cred. Gata, acum cred că se vede bine. Deci voi fi prima dată aici la Old Spice, la 11. După mă voi muta la Acer, voi fi prezent și acolo, iar duminică voi juca pentru prima dată pe main stage alături de cine credeți? Cine credeți că va fi cu mine în echipă? Atât vă zic, vor fi prezenți și George Tănase, Ionuț Rusu, Ovi, Teo, Teo Zeciu, X-Breaker, Jaxi, Alexa, Hymen, Imogen, vă mai zic? Andreas, deci va fi nebunie, toți youtuberii, toți influencerii, Pala și așa mai departe. Codul QR vi-l arăt imediat, deoarece unii deja știți că ne aflăm și într-un treasure hunt, dar vi-l arăt imediat. Nu alături de Ovi, este un cântăreț. Bacovia, corect. Corect, fraților, corect. Uitați și afișul. EFC 24 Showmatch Tudor Buțan, Bacovia. Ca să zic așa, mai corect. Voi fi în echipă cu el și ne vom înfrunta, v-am zis, Ovi, George Tănase, Ionuț Rusu, Teo, Andu și plus de asta va fi și Speak acolo, cântărețul Speak. Bun. Cam atât. Cine vine? Asta vreau să văd. Cine vine în weekend la eveniment? Câți dintre voi veniți acolo? Vreau să văd acolo pe chat.
Te salut și eu, bro. Vă salut pe toți. Care sunt arenele? Sunt Mobile Arena by Flip, Kaufland Sim Racing Arena, George VR, și pe fiecare dintre aceste arene vor avea loc turnee de Mobile, Fortnite, CS2, PUBG, Minecraft, FIFA, bineînțeles. Și plus de asta, credeți-mă, sunt premii de peste 20.000 de euro. Adică voi vă cumpărați biletul și puteți câștiga o grămadă de premii acolo. George mai donează 5 lire, GG! Băi, George, te-ai pus rău de tot pe mine în seara asta. Îți mulțumesc mult de tot pentru toate donațiile. Mi-apare de două ori donația în Super Chat. Clatu, te pup și eu, stimă și respect. Gabi Arimia, uite, zice că o să fie și el. Băi, ne vedem acolo, v-am zis, sunt premii de peste 20.000 de euro și merită. Întrebați-l pe Carlos. Deci Carlos este cel mai norocos la Bucharest Gaming Week. În fiecare an, Carlos câștigă ba căști, ba mouse, deci o grămadă a câștigat. Chiar și jocul a câștigat anul trecut, mi se pare. N-ai luat și jocul anul trecut, Carlos? Bun! Și în afară de Bucharest Gaming Week, fratele vostru, pentru astăzi, v-a pregătit super multe premii pentru challenge-ul nostru de a ajunge acolo unde ne-am propus de la începutul sezonului, adică la El Clasico pentru prima dată în viața mea. Vreau să merg la El Clasico. George, încă o dată, mersi frumos pentru donație. M-ai transformat în Mudrich pentru 5 secunde. Mersi mult, mult de tot pentru toate donațiile. Și astăzi vreau să deschidem cât mai multe pachete. Și mare atenție, fraților, dacă ne pică un jucător UCL de la Real Madrid sau de la Barcelona, ce înseamnă asta? Lewandowski UCL, Modric UCL, și mă mai gândeam eu așa înainte să dau start streaming, să adăugăm în challenge-ul din seara asta, în afară de cei doi UCL de la Barça și Real, să-l mai adăugăm pe Bellingham. Ce ziceți? Sunteți de acord cu mine? Practic, să vânăm 3 jucători în această seară. Lewandowski, Modric și Bellingham. Și dacă ne pică unul dintre cei 3, am și luat biletele de avion direcția Barcelona pentru El Clasico. Sunt de acord, zice Petronela, da, da, da. Așa mi se pare și mie tare. Totuși, Bellingham e un jucător, cel mai în formă jucător de la Real Madrid în momentul de față. Îmi și pare rău că am imprimat tricoul ăsta cu Kylian Mbappé, l-am pus cu Kylian Mbappé în loc să-l fac cu Bellingham. Mi-am luat țeapă. Vă zic sincer, mi-am luat țeapă. Am crezut că se transferă Mbappé, dar nu s-a transferat. Și eu zic că cel mai mare noroc al nostru din seara asta, știți care e? Scaunul, fraților, că avem scaun cu Real. Poate cine știe, doamne ajută, ne pică un jucător de la Real. Uite, pentru Bellingham vin și eu, zice Liviu. Bombă, păi atunci așa facem. Messi, Messi. Țeacă cu Mbappé, lasă că e bun la anul. Poate să transfer la anul. Și mare atenție, pentru cei care vor să-mi ofere, păi 5 pachete măcar în seara asta, cel mai norocos jucător din această seară, cel mai norocos pachet, nu știu cum să vă spun să înțelegeți mai bine, cel mai scump jucător, de fapt, cred că așa e cel mai corect, care ne pică în această seară, va fi premiat direct cu un card din partea celor de la Flashcard cu Lewandowski UCL. Deci dacă v-a picat ori Lewandowski, ori Modric, ori Bellingham, l-ați câștigat. De fapt nu. Cel mai scump îl câștigă și m-am răzgândit. Dacă cineva mă trimite în seara asta, mamă, Alexandru Grigoraș cu 25 de ron și el. Prima lui donație de pe acest live. Mersi frumos, Alexandru, pentru donație. Mersi frumos, bro. Deci facem altfel. Ca să fie mai interesant, cel mai scump jucător, nu contează care e, poate să fie Rudiger sau orice alt jucător, cel mai scump din seara asta, poate să fie și Corea, nu contează, îl câștigă pe Lewandowski, UCL, îl trimit eu acasă și dacă cineva reușește să mă trimită, din partea mea în seara asta, câștigă un joc EA FC 24 Ultimate Edition. Adică dacă îmi dați pachete, puteți câștiga și acest card și un joc EA FC 24 Ultimate Edition, repet, versiunea aceea de 400 de ron plus cardul ăsta, așa că merită să-mi dați pachete. Și pentru membrii, că tot avem și foarte mulți membri, la 80 de membri vom oferi o pereche de căști din partea celor de la Logitech. Uitați, Vlad vă pune acolo linkul de unde să vă cumpărați biletele la Bucharest Gaming Week. Și eu zic să nu mai stăm la discuții, trecem direct pe FIFA și intrăm pe cont ca să vedem dacă, mă, mi-a dat, mă, cineva party acum așa direct, oare la început? Și 282 de like-uri, haideți acolo cu 2000 de like-uri, forță! Că tot întreba cineva de QR code. Da, ați auzit bine. Totodată ne aflăm într-un treasure hunt. Ce înseamnă asta? Dacă vă instalați aplicația,
Bucharest Gaming Week este pentru prima dată când un asemenea eveniment are și aplicație. Link-ul la fel îl găsiți în descriere și scanați acest cod QR. Repet, acest cod merge scanat doar din aplicație. Câștigați automat 500 de puncte în Treasure Hunt și, bineînțeles, puteți câștiga extrem de multe premii. Aplicația merge atât pe Google Play cât și pe iOS. Mamă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, Andreas, cel cu 25 de RON? Salutare, Tudor, hai, recolta, Alma, multă baftă. Stai, că tu ai invocat să arăt ceva acum, practic. N-am cum, când văd așa ceva, n-am cum să arăt și tricou. Ce au făcut, mă? Mi-au furat tricou, nu cred. Băi, mi-au... Uite, mamă, ce m-am speriat. Am crezut că mi-au furat tricou cu recolta, Alma. Ia uitați-vă aici frumos, stați să mă dau pe mare. Andreas, te pupă, fratele, mersi frumos pentru donație, tricoul ăsta e chiar printre primele acolo, la mine, în colecție, îți mulțumesc mult de tot. Am câștigat 5.000 de lei pe aplicația Super 12, da, știu că am văzut că sunt doi câștigători, ce tare, felicitări, Daniel. Deci vedeți, fraților, că e pe bune cu Super 12, cât de tare, bravo, mă bucur mult. Înscrie-te și pentru săptămâna asta, super tare. Bun, hai să vedem, nu mai stăm la discuții, începem direct challenge-ul din această seară. El Clasico venim. Deci eu zic că n-are cum să nu ne pice în seara asta un jucător UCL. Dar văd că nu mi-a dat nimeni aici. Carlos, mi-ai dat tu? Ia zi, Carlos. Cine mai are QR code cumva? Teo, Andu? Da, toți au. Vi las acum în imagine QR code-ul să-l scanați acolo. O să dispar la un moment dat, așa că scanați-l. Acum dau. Deci cine are pachete în această seară? Mare atenție, dacă îmi dați pachete... puteți câștiga acest car cu Lewandowski, adică primul care îmi dă deja l-a câștigat, carul ăsta cu Lewandowski, că automat el e cel mai norocos, și puteți câștiga un joc EFC 24 Ultimate Edition, doar dacă îmi dați SharePlay să vă deschid 5 pachete. Eu zic că merită totuși să dai un SharePlay acolo cu câteva pachete și să câștigi un joc EFC 24 Ultimate Edition. Și bineînțeles, acest car cu Lewandowski, ăsta îl dau 100% pentru că automat am zis că cel mai scump jucător. Iar dacă vă pică Modric, Lewandowski sau Bellingham, automat câștigați și jocul. Când mai faci video la tine pe stadion? Urmează. Chiar săptămâna asta vreau să filmez ceva. Încă o dată mersi frumos, Andreas, pentru donație, apreciez. Nici nu am jocul. Păi uite, poți să faci o combinație. Vorbești cu cineva să-mi dea și dacă câștigă, îți dă ție jocul. Te salut, Luis. Te pup, frate. Andrei Ilie, te pup, bro. Mersi frumos că ai intrat pe live. Emi. Dorian, mama, a intrat Dorian, salut Dorian. Te-am salutat, Luis, te salut, Diego. Bun, hai să vedem, îl așteptăm pe Carlos, Liviu, cine e primul? Start SharePlay pe Tudor Butan YT și între timp vreau să intru puțin la Marcel. Vreau să intru la Marcel să văd cumva dacă are sau nu pachete. N-am mai vorbit cu Marcel, sunt supărat pe el pentru că nu prea a picat nimic săptămâna trecută, nici lui, nici lui Adrianiem. Așa că voi intra așa, prin efracție, intru la el pe cont, fără să-i spun nimic. Când am merge la meciul lui Cristiano Ronaldo? Ei bine, dacă doamna șută ne iese challenge-ul de astăzi și voi merge la El Clasico, cei care sunteți prezenți acum pe live, o să aflați primii. Următorul challenge este să merg din nou în Arabia Saudită și să fac tot posibilul de data asta, să fac o poză cu Cristiano sau cu Neymar. Dacă pică Modric pe 2-3 conturi, primul care mă trimite, el câștigă și jocul și probabil și cardul, că va fi cel mai scump. Deci primul care mă trimite, Marcel, uite, bună întrebarea, da. Primul care reușește să mă trimită, de asta e bine să-mi dați mai repede SharePlay ca să fiți printre primii, nu se știe. Poate e un live mai scurt astăzi, de ce nu? Greu să faci poză, Cristiano? Greu, dar nu e imposibil, frate. Eu mi-am dat seama de asta. E nu că e greu, foarte greu, tu zici foarte bine ce zici, dar nu e imposibil. Eu așa zic. Hai să mergem la Marcel, primul! Și de data asta îl băgăm și pe Marcel în challenge. Îl băgăm și pe Marcel că ne-a păstrat pachete și ne ajută și el mereu cu pachete. Oare începem cu 500 de like-uri? Și vă mai zic ceva. Sunt șanse mari ca în această seară să reușim și cei 270.000 de abonați. Mai avem nevoie de 200. E greu, dar cine știe cum se hotărăște lumea să apese și pe butonul de subscribe sau abonare. Da, Marcel cu țeapă, ca de obicei. Niciun pachet pe contul lui Marcel. Niciun pachet, ruină totală. Îi dau cu XL la un jucător pentru chestia asta. Cui să-i dăm cu XL aici? Îi dăm lui Dembele, cui să-i dăm cu XL?
Bă, să nu păstreze Marcel niciun pachet. Opa! Salut, ce faci cu punctele? Care puncte, bro? La ce puncte te referi? 400 de like-uri, vă pup pe toți! Ia mă, avea pe aici? Let's play, hai să vedem. Nu are mă nici la Rivals. Play. Mamă, și cine apare? Și cine apare, fraților? Mickey! Direct cu 20 de euro. Ce să faci, n-ai ce să faci. Fratele Mickey sparge gheața. Băi, Mickey, n-am și un pachet să-mi dai? Mersi frumos pentru donație. Haideți acolo cu mare respect pentru fratele Mickey, care duce golul direct la 30%. Mersi frumos, Mickey. Mare rost să vă spun că nu există live fără Mickey. Cred că o să ajung să fac live-uri să mă ascund de Mickey. Le fac noaptea, le încep la 1-2 noaptea să mă ascund de el, că n-am ce să fac. Cum mă prinde live, cum ne umple acolo cu donații și cu susținere. Mulțumesc din suflet, Mickey, fără cuvinte, uite. Petronela deja scrisese. Respect, Mickey. Lucas și el cu respect acolo. Lucas și el respect. Dorian respect. Hai să vedem, oare contul secundar? Băi, așa, așa să răchie pe conturile lui Marcel pentru prima dată? Ia să vedem. Intrăm aici. Let's go. Salut, Filip, te salut. Respect și ție, Emi. Și Sebi cu respect. Mari și el cu respect acolo. Dragoș respect. Isaac, Dan respect. Hai să vedem, tată. Mulțumesc mult, Mickey. Mersi din suflet, fratel. Nu văd linkul de membru. Este buton de join alătură. Te nu-l vezi nici pe acela? Dacă vrei, ți-l dau eu. Am dat share play, bro. Stai un pic, să mai verific un pic pe Marcel. Să mai verific un pic pe Marcel. O, te pup și eu, Andrei Andreescu. Sănătate și ție, frate. Salut, football. N-ai ce să... Nu am avut timp să joc deloc, sunt full cu noul shop și Mickey din nou cu 20 de euro. Fraților, ce se întâmplă în seara asta? Iulian roată și el cu 50 de euro în același timp cu Mickey. 30 de euro din partea lui Mickey și a lui Iulian roată acolo. Ce pot să zic? După respect, ce urmează? Fiți atenți, vreau să văd cât de bine mă cunoașteți. ZZ donează și el un euro, jucătorul preferat din New Era. Greu, am mai mulți, sincer. Am mai mulți, brother. Dar fiți atenți, vreau să văd cât de bine mă cunoașteți. După respect, după asemenea susținere, ce trebuie să apară acum pe chat? După respect, ce puneam noi? Să vedem cine și amintește. În afară de respect. Ok, respect la ambii. E vorba de un emoji, hai să vedem cine îl pune. Hai să vedem cine pune emoji-ul. Uite, deci Mickey și Iulian, voi uitați-vă, vă rog, în chat. Mickey și Iulian, uitați-vă în chat. Uite mă, Dragoș, uite-l, Dragoș, că ruină, Robert Alexiae. Dragoș, știi, acolo inimioare multe, fraților. Să curgă inimioarele pentru Mickey și pentru fratele nostru Iulian Roată. Vă mulțumesc mult de tot, fraților. Mersi din suflet. Deci băieții vor la El Clasico. Gata, în seara asta plecăm. În seara asta se decide challenge-ul pentru El Clasico și plecăm, vă zic. Să curgă inimioarele acolo și pentru fratele ZZ, care a donat și el forță. Opa, 3 pachete, țineți-vă bine. Pregătiți-vă pentru 3 bronze packs. Ăsta e Marcel, 3 bronze packs. Oooo! Respect, Marcel! Începem cu 84 plus, așa da. Așa da, tata, așa da. Hai să vedem și 500 de like-uri forță. Haideți cu 1000 de like-uri. Să înceapă nebunia. Hai să înceapă nebunia. Cine mai ține minte melodia aia? Hai să înceapă gălăgia. Bă, nu e rău deloc. Harry Kane 90 direct. Nu e rău deloc. Nu știu de ce am senzația că vine Luka Modric aici. Te pup, Mickey. Nu-i nicio problemă, frate. Doamne ajută să meargă cât mai bine acolo. Pachetele vin ele. Hai să vedem următorul. Am pachete în 10 minute deschis, normal. Oh, Llorente, Trippier, Müller și Benacer. Aici, Llorente sau Trippier. Dar aș merge pe Llorente și Alex. Vine și el cu 5 euro. Salut, spor la pachete. Mersi frumos, Alex. Mersi din suflet, Alex. Mersi frumos de tot pentru donație, bro. Doamne ajută!
Hai că n-am început rău. Mamă, nu vine să cred. Dați-vă și voi. Au trecut 20 de minute de live, 500 de like-uri, 50% în goal și deja și primul walkout. Bă, aș merge pe Llorente. Llorente e mai scump. E mai scump, e un jucător 100% folosibil. Și hai cu ultimul. Pentru Mickey ultimul și pentru Iulian Roată. Hai! Rice. Grealish, Rice, Smalling. Aș merge pe Rice aici. Aș merge pe Rice. Nu uitați, în acest moment, practic, Marcel, pentru că a picat Harry Kane, are acest card, dar este un jucător ieftin, Harry Kane. Câteva zeci, nu e foarte scump. Stați să ne uităm acum, să știm, da, 30.000. Deci, practic, dacă o pică un jucător de peste 30.000, câștigați acest card cu Lewandowski UCL Live, care arată demențial. Hai! Chiar ești antrenor? Bro, băieții chiar m-au chemat să fac clipul pe bune, adică n-a fost vrăjeală sau ceva. Îți dai seama că nu sunt cu acte, e clar că a fost totul pentru video, nu vreau să induc lumea în eroare, însă aș vrea să continui această serie și la alte echipe. Și m-am mai chemat după video, m-am mai chemat o echipă din România, o echipă tare, să le fiu antrenor. Și posibil să fac video și acolo, mi-ar plăcea să continuăm seria, că am văzut că a prins super, super bine clipul. Alexandru mă întreabă, Tudor, îmi dai un sfat, te rog, sună la început, postezi ce postezi și tu FIFA și fotbal, un sfat, te rog. Sincer, sfatul pe care ți-l dau eu acum nu a fost valabil pentru că l-am început eu să fac YouTube. S-au mai schimbat timpurile și nu mai crești la fel cum creșteai atunci. În ce sens? Acum, foarte mulți dintre YouTuberi, majoritatea se bazează pe shorts. Eu nu prea postez shorts pentru că așa m-am obișnuit, îmi plac mai mult clipurile. Dar ca să crești, la început mai ales, te ajută foarte mult shorts-urile. Așa că postează și shorts-uri. Hai, Small Electrum Players Pack. Mamă, ce pachete avem. Tudor, vine la mine la recolta, Alma. Facem jucător și antrenor. Uite, vezi că nu e idee, era pentru că la voi, la club, pot și juca și cred că pot juca pe bune. Nu e așa, Andreas? La o echipă de Liga 3 a doua, am întrebat, zic sincer, dar era greu. Nu poți să faci legitimație așa de ușor și să și joci, mai ales că ei voiam să promoveze totuși, știi? Așa... Ai început cu stângul la Bistrița, știu, dar am început și din Liga, și din Liga 3-a, totuși. M-am dus prea sus, cred că trebuia să încep totuși din Liga 4-a sau a 5-a. Hai la UTA, bro, vrei să mă dea afară din primele minute? Trebuie să iau și eu mai de jos. Fai de capul meu, fai de capul meu! Fratele Iulian Roată donează încă 50 de ron și îl activează pe Cristiano Ronaldo direct. Mersi frumos, Iuliane, pentru ambele donații. Te pupă, fratele. Mersi mult, mult de tot. Mamă, ne pică două legende, Dzeko și Insigne. Totuși au rating destul de bun amândoi. Chiar și așa. Fratele Laur, te pup, Tudor. Mai pun atât codul QR, te rog. Sigur că da. Acum îl mai pun. Aici este codul, de fapt, acolo, undeva jos. Cum vă uitați voi, în stânga jos. Este codul QR pentru Treasure Hunt și pentru a câștiga super premii. Instalați-vă aplicația Bucharest Gaming Week și scanați-l chiar acum. Cei care n-ați apucat, puteți dați și live-ul înapoi, să puneți pauză și, și să-l scanați, dar îl mai las un pic pentru a-l scana încă o dată, cei care n-ați apucat. Hai să vedem, 82+. 82+, după îl scoatem din nou. America, goalkeeper. Na, n-are ce să fie aici. Salut, Dane, bine ai venit pe live! Ești pe contul tău? Nu, sunt pe contul lui Marcel Germania secundar. Când mai vin Bistrița? Bro, nu știu, am filmat 3 clipuri am făcut în Bistrița, urmează să apară cel mai probabil mâine următorul, în funcție de timpul lui Robert. Mamă, nu știu pe care să-l deschid. Uitați-vă ce pachete pe contul lui Marcel. Vrea neapărat să mă trimită în Spania direct și să ia și cardul ăsta cu Lewandowski. Haideți forță acolo cu like, Rare Players Pack, let's go. Pentru fratele Iulian. Mamă, mamă, Portugalia, CB. Țineți-vă bine. Pepe, te pup, Cristian Neagu. Mamă, începem bine, primul jucător UCL. E un semn. Pepe de 84. Și acum e momentul să vedem dacă jucătorii special de 84 sunt walkout. Nu, nu e walkout. Dacă ar fi fost walkout, ar fi venit în imagine. Mersi frumos, Iuliane, mersi din suflet, fratelo. Ok. Let's go. Martinelli. Bentancur. Bă, chiar e bun pachetul, nu e rău. Se putea și mai rău într-un pachet de 50.000, dar avem primul jucător special, Pepe.
De acum le păstrez. Stai liniștit, bro. Cu Aradu cum facem? Luca, fii atent. Bună întrebare. Luca, săptămâna asta suntem la Bucharest Gaming Week. Nu uitați link în descriere să vă cumpărați și voi bilete dacă vă doriți. Plus de asta, unul dintre voi astăzi va câștiga 2 bilete din partea mea gratis. Dar weekendul următor vreau să merg la Oradea, pentru că acolo joacă UTA Arad. Și să merg la meciul dintre UTA și Rapid. Țineți minte, cei de acolo, din Oradea sau de la UTA Arad care veniți la meci, ne vedem acolo, fraților. Am promis că dacă e susținere la clipuri, voi merge și în alte orașe. Și am văzut foarte multe like-uri la clipul de la Bistrița. Asta înseamnă că mergem la Oradea. Nu știu pe care să-l deschid. Hai să deschid pe ăsta, 85x2, let's go. Haide mă, special, din nou, Anglia. Right wing. Arsenal, Saka. Păi, și nu mai are card special. A avut cardul cele, nu cred. A avut cardul cele și nu e dublu walkout. Avem un jucător de 85 după el. Asta e, nu-i nimic. Nu-i nimic, tată, nu-i nimic. Bun. Mergem mai departe. Hai să vedem ce avem după. Și ne pică Henri. Henri, varianta feminină. Și Saka. Codul QR. Puteți să dați mai în spate, vin mai pun o dată. Uitați-l acum pe ecran. Hai, tată. Hai să vedem. Ia să vedem cât suntem pe live. Dacă avem 600 de like-uri, eu zic că suntem undeva pe la 650-700. Așa aproximez eu. 83 ori 10 sau Ultimate Pack. Let's go. Hai să vedem. Mamă, suntem 1000. Bă, sunteți nebuni. Direct 1000 de persoane în 28 de minute. La mulți ani, Nema, să fii sănătoasă dacă mâine este ziua ta. Fraților, reușim și noi 1000 de like-uri. 1000 de like-uri acolo, forță. Vă rog eu mult, mult de tot. Haideți cu 1000 de like-uri, forță, acolo. Dacă reușim 1000 de like-uri, vă promit eu că unul dintre cei 1000 care au dat like, dacă vor fi prezenți la Bucharest Gaming Week, mai vin cu un card acolo, să-l dau eu cadou. Unul care vine la Bucharest Gaming Week și mi-a zis, ți-am dat like. Primul, de fapt. Sau primul care mă văd, poate până atunci mă duc cineva pe stradă și promit că o să am mereu după mine un card din ăsta și-l dau. Băi, am dat și la Bistea, credeți-mă, am dat peste 5 carduri de genul. Mi-a făcut plăcere să văd atât de multă lume care mă știe acolo și mi-am dat și șapca și tricou. Ați văzut, de fapt n-ați văzut că n-a purtat încă clipul cu tricou, dar am dat tot ce am avut, eu am dat abonaților de acolo pentru că am fost foarte fericit că multă lume a venit pentru mine și vă mulțumesc din suflet celor din Bistrița care sunteți acum pe live. Hai să vedem. 3, 2, 1 și Ultimate Pack, fraților. Let's go. Hai cu Lewandowski. Elveția, goalkeeper, Kjobel. Kjobel, dar poate să fie dublu walkout. Eu am văzut Kjobel și Mbappé după el. Haide, întoarce-te, te rog. Te rog, întoarce-te, Kjobel. Întoarce-te. Nu se întoarce. Mă simt ca la din dragoste când nu se deschidea ușa. La fel și cu întorsul ăsta. Auzi, e cardul meu ăla, ne vedem acolo. Am promis la 1000 de like-uri, gata. Hai, nu, mergi la Galați. Și la Galați vreau să vin. Și la Botoșani. Bun, hai să vedem ce mai avem un pachet. Cam slăbuț în rest. Nu-mi place, cam slăbuț în rest. Sus. Și totuși, care este cel mai scump jucător care i-a picat lui Marcel? Harry Kane sau Saka? Cătă, cu membru de 16 luni, salutare Tudor și chat. Te pup, Cătă. La Botoșani e rupere, cred că e rupere de frig. Cred că mor de frig la Botoșani. După vii la mine, da, Carlos, după mergem la tine pe cont. Hai să vedem. Kane este cel mai scump, nu? Harry Kane. Mai scump și decât Saka, nu? Când pui următorul clip de la Bistrița? Poate mâine. Îi trimit lui Robert după live. Acum eu vin direct de la Bistrița, să știți. Am venit, am parcat, am pregătit live-ul în cadrul Bucharest Gaming Week și am dat start streaming direct. N-am mai stat la discuții. Hai, tată, să vedem. Fraților, toate ca toate, dar să nu uităm obiectivul din seara asta. Dacă ne pică Lewandowski UCL, Modric UCL sau Bellingham in form, plecăm direct la El Clasico pentru prima dată. Barcelona-Real Madrid în 2 săptămâni. Nu săptămâna viitoare, cealaltă. 3, 2, 1 și...
Hai băieții, hai cu susținere forță acolo. Brazilia, goalkeeper Ederson. Fratele nostru Ederson. Și oare dublu walkout? Oare dublu walkout de data asta? Te rog, întoarce-te, Ederson. Da, mă, da! Bă! 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 Ederson și Haaland, sunteți nebuni! Ederson și Haaland în același pachet! Bă, sunteți nebuni! I-am văzut direct coada! I-am văzut direct coada! Cine pică? Mă, cine a zis data trecută pe live? Tudor, când faci un challenge, nu-ți pică, dar următorul live îți pică sigur. Data trecută am făcut challenge-ul. Când mergem să-l vizităm pe Haaland în UCL, n-a picat. Acum, astăzi, facem challenge cu El Clasico, să mergem la El Clasico și ne pică Haaland. Mai ziceți ceva, fraților? Mai ziceți ceva, fraților? Mai ziceți ceva, fraților? Ia uitați-vă, tricou din sezonul ăsta, da? Tricou din sezonul ăsta, cine e pe spate? Eu am semne lângă mine, mă, și nu-mi dau seama. Dumnezeu știa că mie în seara asta îmi pică Haaland. De mi-a pus tricou ăsta, e singurul tricou. Și nu mai am pus ăsta pe care l-am scos acum, cu recolta alb. E singurul tricou pe care l-aveam lângă mine. Mă, și Militao! Bă, ăsta e pachet de top 10 pachete, mă jur! Haaland, Ederson, Kimmich, Militao! În același pachet! Băi, și Militao! Marcele, cred că mai facem un challenge, fraților. Mai facem, nu că, nu vreau să se termine live-ul. Deci, mai facem un challenge. Marcel, știu că tu ești fan Lionel Messi. Stați un pic că schimbăm, nu se poate, e prea puternic Marcel în seara asta. Deci, cardul ăsta sau unul cu Messi îi revine lui Marcel. Și mai pun unul la bătaie. Stați un pic că se schimbă treaba. Stați un pic că nu se... Marcel îmi dă planurile peste cap și nu-mi place. Gata, fraților, că nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Băi, mai punem un card sau două la bătaie. Deci, Marcela, alegeți cardul. Lewandowski, Messi sau Hagi. Alegeți Marcel. Nu e, că Marcel mi-a dat plane peste cap. Alegeți un card, Marcel. GG, rip. Ce rip? Salut, Florine. Ia uite unde ai venit, Florine, fix când mi-a picat. Uite la pachetul ăsta. Alex, mai donează și el 4 euro. Eu cred că trebuie să schimb echipa din Anglia. Ar fi și asta o idee. Te pup, Noxy. Hagi, ok. Deci Marcel le ia pe Hagi. Marcel, ți-l lasie pe Hagi. Și dacă nu mai găsim al bulănos la fel ca Marcel, în continuare, deci practic să taie challenge-ul. Marcel practic a câștigat un wildcard. L-a drept pe Hagi cu un asemenea bulan. Cel mai bulănos care îmi dă de acum înainte. Deci se reia de la zero. Dacă vă pică... Nu contează, Thiago Alcantara, orice jucător, îl câștigați pe Lewandowski, UCL. Oricum, fraților, ce pachet am avut! Ce pachet cu Haaland, Ederson și Militao! GG, Marcel, GG, chiar GG. Hai, trecem mai departe, trecem mai departe. Cine ne-a mai dat pachete? Ba da, o să vin și la Făgăraș, la fratele Vlad Ungureanu, normal. Să mă invite mai întâi. Bun. Hai să vedem. Oh, au venit pachetele. Au venit pachetele, tată. Și în continuare, cui pică unul dintre cei trei, câștigă un UFC 24 Ultimate Edition. Mamă, mamă, ce avem aici, fraților. Mamă, mamă, ce avem aici. Plus, văd că nu te joci FIFA. Eduțu. Bobby, donează și el un euro. Te salut, Tudor. Îți poți da seama foarte ușor dacă este double walkout când îți arată echipa, iese o linie din colțul din stânga jos, respect. Mersi frumos, bro, să fiu mai atent, că nu mi-am dat seama. Imediat, Carlos, intru și la tine. Vreau să vă la Eduțu, dacă mi-a dat. Dacă are pachete. Mamă, ce seară, fraților, băi! E seară de-aia, forță! Și cu donații, și cu like-uri, și cu bulan, cu de toate e seara asta, ascultați-mă. E seară de-aia, forță. Și ascultați-mă, că nu e doar începutul, simt. Pentru că și eu am pachete bombă la mine pe cont.
100% pică ceva și acolo. Doamne, așa. Să nu termin iar live-ul supărat. Hai. Eduțu? Eduțu, ai pachete sau? Sau rip? Mai stau 5 secunde. 5, 4, 3. Te pup, Bubble! Chiar, bă, Marcel, bă, ce seară. Da, nu are pachete. Hai la Carlos! Noi am deschis niciodată lui Carlos la UFC 24. Hai la Carlos! A păstrat și pachetele de la început de joc. Doar să-i aduc și lui un Haaland. Deschidem direct ce e mai tare la Carlos cu FIFA Points. Vin și eu cu tine când îl vizitez. Vi la El Clasico, Bogdan, fără Caterinca. Mergem împreună la El Clasico. Nu te poți să invit la FIFA, doar la Fortnite. Cum fac? Am pachet. Păi ba, dai invite în party, Cătălin, și intri în FIFA după. Start SharePlay și intri în FIFA. Bun, hai să vedem la fratele Carlos. Te pup, Carlitos, ce faci? Te pup, bine, tu? Ce zici, îl întrești pe Marcel? Da, sigur. Bă, nu mai zicem așa, eu zic că poți, ai șanse. Iulian, și el cu încă 10 ron acolo, te pup, Iuliane, mersi frumos pentru toată susținerea. Iulian, scrie ceva acolo, că vreau să-ți dau moderator, fratelos. Mulțumesc mult de tot pentru toate donațiile. Mersi mult de tot. Deci avem doi top donatori. Unul în super chat, Iulian Roată, și unul în linkul din descriere. Fratele Michi. Hai. Stai să văd dacă scrie Iulian Roată, să-i dau și lui moderator. Iulian, scrie ceva pe chat, te rog. Ca să-ți dau moderator. Sau stai, pot să-i dau direct de aici? Da. Cred că pot să-i dau direct de aici. Gata. I-am dat moderator. Trebuie să apară cu albastru acum. Hai. Mamă, ce pachet e ăsta, Carlos? Nu știu. Pă, ce pachet mă mi-ai păstrat? Ăsta e cu dalea, mă, cu stadioane, cu badge-uri. Ăla... E tăla, mă, cu... Mi-a dat doar un culon. E tăla, mă, cu badge-uri. Carlos, și că mi-a păstrat pachetare. Băi, Carlos, mi-a dat și mesaj. Ați văzut că ți-am păstrat pachetare, mă. Uitați-vă, mă, ce pachet mi-a păstrat. Ăsta, mă, e pachetul ăla de care mi-ai toată ziua, tare? Doamne, Carlos, ne-am făcut de râs amândoi. Noroc. Mamă, Lewandowski, nu cred, lângă Ronaldo și Messi. Doamne, Carlose. Hai, nu-i nimic. Că Carlos știe să filmeze. Bă, la filmat n-ai ce să-i spui lui Carlos. Iulian, cu încă 10 ron acolo, forță. Fii atent, Carlitos. Mergem la promo packs. Și eu zic, fii atent. Eu zic așa. Chat, voi cum ziceți? 3000. 3000 cu 1000. 3000 cu 1000 și cu 600. Sau 2000 și 600. Salut, Ematoma, te pup. Mergem direct la asta de 3000? Da, ăla de 3000, clar, 3000. Hai, mă, riscăm tot, da? Dar nu-l deschid pe la primul, hai să mai facem o dată calculul. Deci 3000 cu 1000. Dar stai că-s 2000, Rare Players Pack sau Road to the Knockout Foundation Pack. Contains, ok. With guaranteed 85 plus și un loan pentru 14 meciuri. Bă, te ajută, eu joc cu loan-ii acolo la început. Fraților, haideți acolo cu 1000 de like-uri că e moment șmecher. Toată lumea zice 3000, gata, pe la 3000 deschidem. Iar ăsta îți dă un 83 plus garantat. Deci clar, merită mai mult ăsta. Mamă. Fraților, vă rog eu mult tot. Haideți cu un respect pentru Iulian. Nici măcar nu scrie. Nici n-a scris în chat. El doar donează, fraților. Iuliane, mersi frumos pentru toată susținerea, respect maxim. Haide, dăm în ăsta, da? De 1000. Sau nu, hai să începem cu 600. 600, da? Sper că am calculat bine. Hai. Jucători de la Real Madrid sau de la Barcelona, FIFA îl dau giveaway. Da? Da. Mamă, hai să vedem. În seara asta, pe live, da? Da. Bun, așa facem. James, deci prima ta jucătoare din echipă. Vezi că arată destul de ok cardul. 87 pace, 78 shooting, 85 dribbling.
Și vezi că mai e tot așa o fată, right back de la Chelsea, care are stats-uri bombă rău de tot și poți să o cumperi, că nu e scumpă, știi? Tu acum ați faci și echipa cu ce spică, nu? Păi Tudor, eu vorbeam serios, aștept info pe WhatsApp, cât costă și așa mai departe. Ok, bro, sigur că te anunț, Doamne ferește. Hai să vedem, 1000. Asta chiar e la promoție, că el de fapt e mai scump cu coins, vezi? Hai, 3. Haideți cu 1000 de like-uri. Să fac Carlos 1000 de like-uri? Da, nu deschide până nu se fac 1000. Ba nu mă, îl deschid oricum, dar zic așa, tu ai dat like, Carlos? Sau ai făcut cum faci și cu pachetul de zici că ai... Era în sigur, mă. Băi, Carlos, ce e cu tine astăzi? Hai. Hai, tată. Hai să vedem. Davis. Nu, cine e? San Diego. Hai, poate dublu walkout, ceva. Nici măcar walkout. Fii atent că aveai un jucător 85 plus și... Sari la port. Na, nimic, wow. Mă rog, pentru o echipă de început, Enzo Fernandez, vezi că e bun, poți să joci cu el. Hai să vedem loan măcar, să joci tu cu unul loan. Ce ți-au, Mertens sau Dodo? E mai bun Mertens, da. Hai, nu nimic, Carlitos, nu fi supărat că mai ai un pachet forță. Hai. Hai cu ăsta. Hai cu ăsta, tată. La 2000 de like-uri, da. La 2000 de like-uri deschidem pe contul meu. Să nu fi supărat că e bine. Marcel oricum e din altă galaxie. Dar vezi că data trecută lui Marcel i-a picat și Dembele. Dar nu știu dacă... Exact, are echipă de regionale. Fii atent, Carlitos, că-ți pică Lewandowski. Uite, ce arăt. Răzvan durează și el 5 euro, Visca Barça. Ia uite, tocmai voiam să-l arăt, Răzvane. Tocmai voiam să-l arăt. Bă, Lewandowski, te pup și-ți mulțumesc mult pentru donație. Te pup, bă, fratele. Mama, a lăsat golul la 66%. E de rău, e de rău. Schimbați unul repede golul înainte să deschid pachetul, că nu-i pică nimic lui Carlos, dacă îl deschid așa. Hai, Carlos, ești pregătit? 3, da, da, da. 2, 1 și... Și haideți și cu butonul de subscribe, fraților, nu uitați, mai avem nevoie de 200 de abonați să reușim 270.000 în seara asta. Salut, Aline, vă pup pe toți! Haide-mă, ceva, wow! Argentina! Ba! Ba! Oh, nu e! Nu e, bă! Sau? Diani, vezi că... Cred că... Mamă, bine că n-am văzut right wing. PSG prima dată. Mamă... Nu știu, dar oricum două troluri. Argentina CF Dybala și PSG right wing. De fapt nu, Franța right wing, că e de la Lyon. Vezi că e bună Diani. Chiar arată bine rău de tot cardul ăsta. Cred că e scumpă. Cât costă? E bine 90 de K, auzi. Dar nu știu care dintre ei 90 de K, Dybala sau Diani. Și Trapp, Stones, Müller, cred că Diani e. Da, Diani, 90 de K. Vezi că stai bine. Momentan, Carlos locul 1 cu Diani. E chiar 100, văd. Și Dybala, 10 K. Bun. Rafinha, vezi că și el costă ceva, cred. De la Barcelona, uite. 30 de K. Vezi că e scump. Hai să vedem ce ți-a mai dat. Nu cred. Mamă. Ai son cover, zonează 5 euro, salut Tudor, sper că ți-a făcut melodia, mă puteam ștapă cu o mare la 100, mă, poate să facem o piesă. Bro, mersi mult de tot, mi-a făcut maxim. Facem. Hai să ne ducem până la capăt. Ok, până la capăt. James. Nu-i nimic. Mamă, ce se întâmplă? Răzvan schimbă! Răzvan schimbă golul și donează 6,66 euro. Tot live-ul o să rămână 66 la acolo. Mersi frumos, Răzvane. Hai să vedem și loanii ăștia, că o să joci cu ei, Carlos. Matici Awar. Awar, mai ales că l-ai și pe Dybala. Așa, mai departe, hai. Mamă, nici la loan nu ne pică măcar. Dest aș lua aici. Nu știu. Dest, care viteză. Auzi, era și Carvajal, zice cineva. Salut X-Pac, salut vecine. Și Florica donează
și a un euro Visca Barça, respect, mersi frumos. Sper că am citit bine, Florica. Malard, vezi că e ok, arată bine. Ce? Bă, ce? Bă! Mi-a picat Ronaldo pe ceas. Deo 10, o adevărat devine membru. Bă, ce? Deo 10, o adevărat devine membru, fraților. Poză direct. Poză direct. Ăsta e moment istoric, poză direct, tată. Stați, nu mai scrieți că nu mai prind. Gata. Haideți cu un mare respect pentru fratele Teo Zeciu, care mai nou, adică mai nou de aproape un an, doi, joacă și FIFA, dar și fotbal. Teo, vezi că am văzut clipul cu fotbal, ți-am și comentat. Va ieși bombă rău de tot, cel mai mișto clip cu fotbal. Haideți acolo cu un mare respect și multe inimioare pentru fratele nostru Teo Zeciu, care va fi și el prezent, bineînțeles, în weekend, la Bucharest Gaming Week. Bro, îți mulțumesc din tot sufletul. Chiar mi-ai făcut o bucurie mare, zic sincer, și îți mulțumesc mult, mult de tot pentru membru acolo. Băi, adevărat, da? Poate și-a făcut cineva cu bif făcută. N-are cum bif aia, n-ai cum să o clonezi. Stai să-i dau și moderator direct. Mersi mult de tot, bro. Și Casi de la Radu adunează și el acolo 1,44 € și rezolvă golul. Mersi mult de tot, frate. Băi, chiar el e. I-am dat și moderator. Ai gift răprite? Bro, da, din păcate nu merge la mine pe canal să-mi pun gifturi. Cred că din cauza faptului că am membru de 15 ron și nu sub 10 ron. Am încercat și faza sub 10 ron și tot n-a mers. Oricum îți mulțumesc mult, mult de tot. Dar de ce n-apare cu albastru? Că i-am dat... Ba da, trebuie să apară și cu albastru. Mersi mult, mult de tot pentru membru, apreciez. Bun. Băi, cât de tare! Da, adevărat, direct. Hai să vedem. Trecem mai departe. Mi-a scris aici un băiat care pachete. Dar nu mai știu. Uite, Filip. Filip FIFA, ia să vedem. Are pachete. View Group. Uite-te la mine, gamer Tudor. Te rog, răspunde. Ciao, Tudor Messi. 100% n-are pachete. Hai să vedem cine mai are pachete. Și intră în challenge-ul de astăzi pentru Lewandowski. Dar chiar modificăm și golul de membri, nici nu mi-am dat seama. 78 forță acolo, mersi frumos încă o dată, Teo. Apreciez. Bun. Hai să vedem. QR code-ul, da, îl mai pun o dată pentru cei care nu l-ați văzut. Uitați-l acum pe ecran. Răzvan, drează și el un euro, Tudor, la un El Clasico. Păi acolo vrem să ajungem, Răzvan. Pentru El Clasico este challenge-ul din seara asta, să știi. Pentru El Clasico. Hai, cine mai are pachete? Uite. Plus Customs. Intrăm la el. Ok. Hai. Stai așa, trebuie să intrăm aici. Hai. Hai și la mine, unlike lure. Intru la toată lumea. Dar nu a intrat. Plus nu a intrat. Acel mitau nu s-a pus. Bad Shark. I-am dat separat lui Marcel. I-a picat și Haaland și Militao. A vrut cardul cu Hagi separat. Am reînceput challenge-ul că altfel, era ca și terminat. Știi? Da, se pare că nu are. Mi-a dat doar mesaj. Hai la unlike lure. El a zis că are. Bun. O, cineva înjură și cred că e Fatma sau nu știu. Stai să-i dau aici. Bun. Hai să vedem. Salut, m-auzi? Nu cred că are microfon. Sau? Salut, m-auzi? Nu are microfon. Hai să vedem ce pachet are. Carlos, deci cel mai scump jucător de la tine, 90 de K sau 100? Până acum, da, tu ești campionul, Carlos. Tu iei cardul cu Lewandowski. O, Cătălin Popescu, Tudore, te salut, te pup și te salut și eu, bro. Și pe tine și pe cel mic. 100 de ca, ok. Un singur pachet, dar poate e ceva top. Nu are pe primul cont Marcel Germania.
Hai, 80 ori 2. Bun și ăsta. Let's go. Bun și ăsta. Și dacă mă întreb dacă el a câștigat, i-am dat separat lui. Adică a câștigat oricum el. Înțelegi? Opa! Băi, Toni Kroos, cât de aproape, tată! Toni Kroos la un pas de Bellingham. Tot CM, tot Real Madrid. Bravo, GG! Nu e rău, 86. Și la Cazet lângă. Hai, tată, hai cu Leva. Dar chiar, voi la care credeți că avem cele mai mari șanse dintre Lewandowski, Bellingham și Luka Modric? La care credeți că avem cele mai mari șanse? Mersi frumos pentru pachet, bro. Chiar e super. Hai, următorul. La cine mai intrăm? Cine mai are pachete? Liviu, ești pe aici? Plus Customs. Deci trebuie să-mi dai Start Share Play. Uite, dar iese din party după. Nu înțeleg de ce. Cristiano! Devine și el membru! Mersi frumos, brother, mulțumesc din suflet. Hai să vedem. Ok. Stați așa o secundă. O secundă. Să vedem la cine stăm partea acum. Ok. Stai așa o secundă să intru la tine. Dăm Start Share Play. Am dat, perfect. Join Share Play. Intrăm FIFA. Și gata, asta e tot. Ok. Bun. Da, sigur că da. 79 de membri în acest moment. Fiți atenți. La 80 de membri, direct giveaway și pentru membri, o pereche de căști de la Logitech. Bă, bro, ai 18 pachete. Sau nu sunt bune? Nu cred, l-ai pe Luka Modric? Da, dar numai că mi-a picat în Mbappé din pack de 7500 de coin și l-am vândut. A, ți-a picat Mbappé, l-ai vândut și ai făcut toată echipa asta, nu? Și Ovidiu, membru cu numărul 80, forță! Hai, și ce? A, deschidem cu FIFA Coins? Și pe care îl deschidem? Te pup, Ovidiu, mersi frumos pentru membru! Cum pe oricare? Ia du-te! Păsta? Vrei păsta? Hai să vedem, tata. Stai un pic, să arăt ce Roman! Membru cu numărul 81! Deci, fraților, toți cei care ați devenit membri în această seară... Stați un pic. Toți cei care ați devenit membri în această seară, sau veți mai deveni de acum înainte, din partea celor de la Logitech, Răzvan și el cu 3-6-6. Bă, vrea să ne strice golul. Măcar Leva nu joacă cu Moldova. Poate bate Moldova din nou, au șansă la calificare. Doamne ajută, frate. Chiar m-aș bucura pentru cei din Republica Moldova. Sincer. Cei care ați devenit membru în această seară sau veți deveni în continuare, așa cum am promis încă de data trecută, voi oferi aceste pereche... Aceste pereche... Această pereche de căști de la Logitech G535. Direct va pleca mâine, mă duc să o pun eu la fancurier, și unul dintre voi va câștiga această pereche de căști. Vă mulțumesc mult de tot tuturor celor care ați devenit membru! Hai! X, tată! Cu coins! 3, 2, 1 și... Let's go! Am lăsat controllerul jos. Hai să vedem! Băi, Portugalia, nu cred! Cam! Manchester! Bruno! Bruno Fernandes și după el! Bă! Bă! Băi, plecăm! Băi, plecăm, nu-mi vine să cred! Băi, plecăm, nu-mi vine să cred! Plecăm! Plecăm la Madrid! Plecăm la Madrid, băi, fraților! Plecăm la Madrid! Plecăm la Madrid, nu-mi vine să cred! De fapt, la Barcelona cu Real Madrid! Plecăm la Barcelona, fraților, nu-mi vine să cred! Și ne pică jucător de la Real Madrid. Ne pică jucător de la Real Madrid. Și plecăm la Barcelona, tată.
Mamă, mamă, e un semn. Fiți atenți că e un semn. Luca Modric îmi va semna tricou. Pentru că mi-a picat și Bruno Fernandes care mi-a semnat tricou. Fă o poză, repede. Fă o poză. Mamă, ce live, ce seară. Plecăm. Nu! Nu, intră apoi! Mamă, ce m-am speriat. Plecăm oficial pentru prima dată la El Clasico Barcelona versus Real Madrid. Și Neuer, mamă, 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 ce pachet. Brother, de unde ești? Din Severin. Din Severin, ok. Dă-mi Instagram-ul tău acum. Zi-mi cum ești pe Instagram, pentru că tocmai ai câștigat și un joc din partea mea. EFC 24 Ultimate Edition, ca idee. Nu pot să cred. Serios vorbesc. Amir și el cu 3 ron. Serios? Da. Uite-mă că de Dumnezeu e sus. Bravo. Doamne, și am zis că poate câștig și în FIFA și în riscui. Doamne, nu-mi vine să cred. Bravo ție, frate. Bravo ție. Zim cum ai e pe Instagram. Zim tot numele să-ți dau acolo mesaj. Luci și mai cum? Cdl. Ai o poză cu negru? Da. A, da, mă, și urmărești. Stai așa să-ți dau un mesaj. Dar nu merge să-ți dau un mesaj. Nu știu de ce. Dă-mi tu un mesaj, te rog. Stai că ți-am dat și follow. Ți-am dat follow. Hai că ți-am dat follow, da? Băi, fraților, nu-mi vine să cred. Câți ani ai? 13 ani. Luci ne trimite pentru prima dată la El Clasico. Luca Modric este jucătorul pe care urmează să-l vizităm la El Clasico Barcelona versus Real Madrid. Primul El Clasico din viața mea. Bă, și am simțit, de când am pus story de azi cu Bucharest Gaming Week, am simțit, astăzi plecăm. Și iată că primul challenge de la EFC 24 se petrece. Mamă, e și tradable. A, nu, l-aveai tu încă o dată, ce tare. Tare rău, bravo ție, frate. Bro, felicitări, te pup. Și ce crezi, ne pică și Lewandowski în seara asta? Că așa ar fi frumos. Să ne pice și Luca Modric, și Lewandowski, și Bellingham, toți trei. Hai, te pupă, fratele. Ciao. Ce, mai deschidem? Cică un clip, vă așteptăm. Hai acolo în chat. Răzvane, toată lumea în chat acolo, Barça sau Real? Hai să văd și eu. Cât susținător Barça, cât susținător Real avem pe chat în momentul de față. Bun. Pe care nu mai deschidem? Că acum ai și jocul. Hai să-l deschidem pe ăsta, da? Mamă, cum ar fi? Stai, stop. Cum ar fi, fraților, să-i pice tot lui Lewandowski? Ar fi nebunie. Mamă, Barça, Real, Barça. Jumate din ce văd eu. Hai, tată. Dă-i. 3, 2, 1 și... Cum ar fi și Leva și Modric pe același live? Haide, mă. E ceva, da. Casemiro și mai ceva după. Sisoko. Bun, nu e rău. Mamă, deci s-a picat bombă în orice caz. Sisoko și Casemiro, fraților. Sisoko și Casemiro. Ruben Neves. Oricum ți-a picat destul de bine. Chiar ți-a picat forță. Așa. Bun, bagă în club. Stai, nu ne da cu XL, schimbă-i că poate mai o dată. Sau îi recuperezi după? Și nimeni mai pasă de jucători. Hai, ultimul, da? Da, rar player spec, hai. L-ai deschis, cred. Hai, deschide-l pe ăsta de 45. Auzi, mai bine auzi, având în vedere că deschizi cu coins, eu zic că e suficient. Lasă să-ți faci și tu echipă, că după aia nu o să mai ai bani. Lasă ca să mai ai și tu, că poate cine știe, vrei să-ți mai cumperi un jucător și nu o să mai ai bani. În orice caz,
În seara asta ai câștigat un joc EFC 24 Ultimate Edition, să știi. Imediat o să-ți dau și codul după ce se termină live-ul, îți trimit codul. Și ce să zic, felicitări, bravo! Da, dai acolo la cod și-l bagi. Hai că vorbim după live, da? Te pupă, fratele! Ciao, pa, pa! Mamă, ce nebunie, fraților, ce nebunie! Hai să vedem, a rămas în joc cardul cu Lewandowski. Cine-l câștigă? Let's go! Cine câștigă cardul cu Lewandowski? Salut, pa, pa! Uitați că nu știu la cine să mai intru. David sau Galole. Fiți atenți! Facem altceva. Dacă ne pică și Leva, dacă ne pică și Lewandowski, celui care îi pică Lewandowski îi ofer un tricou cu Barcelona. Facem așa. Că poate Doamne ajută în seara asta, că tot mergem la, adică mergem și la El Clasico, asta e mai mișto. Să ne pice și Lewandowski și Luka Modric. Să fie challenge-ul 100% complet. Hai. DJ Clat întreabă, ai nevoie de cameraman că vin cu tine? Bro, vorbim dacă vrei să vii cu mare drag, cum să nu? Dar oficial, fraților, pentru prima dată în viața mea, vom merge la El Clasico. Și ce meci, că și Barça și Real sunt în formă maximă, ambele. Mai mult Real acum, sincer să fim, dar în El Clasico nu există favorite din punctul meu de vedere. Ambele pot fi favorite. Bun. Da, bro, te salut. Așa. Și a rămas că va trebui să îmi dai cardul cu Haaland, unul mare. Și ți-am dat mesaj. Nu, ție ți-a picat Dembele. Da. Ah, nu, credeam că ți-a picat Mbappé, că m-am și speriat că nu mi-a picat mie Mbappé. Ia zi-mi, cum ai Instagram-ul? Eu am fost la Bistrița, știi, și de asta n-am apucat să-l trimit. Dar mâine mă duc și le trimit pe toate. Zi-mi cum ai Instagram-ul. Q-A-R-R-O-L. Ia stai să mă uit. Cum intru la tine? Tu mă urmărești. Ți-am dat și mesaj. Accept. Stai așa că mi-ai dat. Asta am să zic, mi-ai lăsat. Dar nu mi-ai lăsat. Nu mi-ai lăsat niciun mesaj pe consolă. Nu, păi eu nu știu cum ești pe Instagram. Pe consolă trebuia. Dar nu-i nimic, bine că te-am găsit acum. Mai zi-mi acum cum ai pe Insta, că vorbim mai ușor pe Insta. Zi-mi acum. Da. Da. Y-K-R. Gata, te-am găsit. A, te și urmăresc, lol. Păi da, mi-ai dat follow, că ți-am donat și am zis așa, să-mi dai follow. Salut. Dar ție ți-a picat Dembele, sigur? Nu faci caterincă? Da, mie, dacă vrei, trimi și filmare. Nu, că pot să mă uit pe live, am încredere. Doamne ferește, am încredere, bro, stai liniștit. Bro, am încredere, repet. Hai să deschidem pachetele, poate spică și Lewandowski și îți trimit direct două colete mâine. Și cu tricou cu Barcelona. Hai. Sau dacă spică ceva mai scump decât Carlos, câștigi și cardul cu Lewandowski. Deci lui Carlos i-a picat jucătoarea de la Lyon de 100.000, da? Da. Chiar băiatului care a câștigat jocul i-a picat ceva mai scump de 100.000. Bruno Fernandes e mai scump. Sau Modric. Ia uite, Real Madrid. Chat, ajutați-mă puțin. Luka Modric sau Bruno Fernandes sunt mai scump de 100.000? Haaland gol, nu? I-am dat lui Marcel separat. I-am și zis că îmi strica challenge-ul. A vrut cardul cu Hagi, n-a vrut Lewandowski și îl trimise separat lui. Modric e 200. Modric 260. Mamă, păi trimis și cardul. Bro, ai câștigat și jocul și cardul cu Lewandowski. Mamă, bine rău. Hai să vedem. Deci trebuie să-l depășești pe Luka Modric. Mersi, chat. Cam greu, dar nu imposibil. Dar cineva ce 170, cineva 260. Cât costă Luka Modric până la urmă? Hai că mă uit eu mai bine pe Footbin. Să văd cât costă. Modric, da. Modric, Champions League. 260! E 260. Mamă! Fai de mine cât bulan a avut. Și fiți atenți că a avut curaj puștu. A avut curaj să deschidă cu coins. Cu coins a avut curaj să deschidă.
Opa. Ah, am crezut că e De Jong de la Barcelona. Fraților, haideți acolo cu 2000 de like-uri. Nu știu cât suntem pe live și cu butonul de subscribe. La 2000 de like-uri intrăm pe contul meu. Și plus de asta, dacă apăsați pe butonul de subscribe, putem reuși cei 270.000 de abonați în seara asta. Hopa. Ah. Modice 260, dar zic că băiatul a luat destul, merită cardul Carlos, zic eu. Bro, a câștigat, e meritul lui. Deci a fost bulanul suprem și Modric și el m-a trimis totuși, merită. El m-a trimis în Spania, adică mi-a făcut seara mai frumoasă. Haaland a câștigat separat, pentru cei care ziceți de Haaland, Marcel a câștigat separat, adică gen, am vrut să-i dau cardul lui Marcel și a zis că vrea cu Hagi. Și îl dau pe ăsta cu Hagi, îl dau lui Marcel, am continuat challenge-ul cu Lewandowski și le dau pe ambele, cei care n-ați înțeles. Radu donează 2 euro. Salut bro, sunt într-o pasă mai proastă cu banii și mă duce să joc KFC. Unde îl pot găsi mai ieftin? Bro, din ce știu că pe Neba e cel mai ieftin. Pe ce consolă joci? Uite, e Lucie cu noi. Mamă, și mai aveam 30 de minute, ce noroc. PSN ID Tudor Butan YT, Laurențiu Ionuț. Hai. Ce a făcut? Ce s-a întâmplat? Nu e nimic, mai într-o dată. Hai că te aștept. Hai, hai, pune intro la Liviu repede până dai tu. Dar nu le deschide, că le deschid imediat. Hai, tată, Lewandowski, să fie seara perfectă. Luca Modric ne-a picat, mai este Lewandowski. Vom merge la El Clasico. Vrem să-i vizităm pe amândoi. Adică, practic, să avem două obiective. Așa. Liviu. Așa. Join SharePlay. Hai, tata, hai să vedem. Follow la Tudor Wiz pe Instagram, mersi. Nu uitați că aveți în descriere și pagina de Instagram a celor de la Bucharest Gaming Week. Iar codul, QR codul pentru Treasure Hunt, îl vedeți chiar acum în colț. Hai, tata. Opa. Opa. A, am crezut că ai player pick-uri. Hai să vedem. Salut, Alexandru Nedelcu, te pup. 80 plus, dăm tare în ele. Săptămâna trecută am avut 78, acum 80. Perfect. Raio Vaicano. Că tot avem, îl avem pe Alex. Fraților, știați că un român, Alex Baron, prieten bun cu noi, care a fost în clipurile mele de la Madrid, cu el am vizitat stadioane, am făcut o grămadă de clipuri, s-a transferat la Raio Vaicano, la juniori. Doamne ajută, la echipa mare în curând. La Andu și Teo nu găsesc QR codul. Păi nu l-au pus. Eu l-am pus și la început. L-am pus și după. Hopa, Portugalia, Reme, Benfica. Hai cu Bellingham. Chiar și Bellingham ar fi vis dacă ne-ar pica. Un jucător pe care mi-l doresc, Bellingham. Haide mă cu Lewandowski, mă tată, mă. Haide mă cu Lewandowski, că avem pachete top în seara asta. Leva accidentat, își revine, ce ai? Își revine Anastasia, până la El Clasico, 100% își revine. Portugalia din nou, CB. Opa, opa, Ruben Neves? A, nu, pardon, Ruben Dias, scuze. Ruben Dias, 89, bine. Ruben Dias, 89. Știu că nu ești fan City, dar... ar sta bine la Chelsea acolo în apărare, cu echipamentul ăla. Când e El Clasico? Peste două săptămâni, nu săptămâna viitoare, cealaltă. Și vreau să mai fac un challenge săptămâna viitoare, dar nu vă zic încă. Brazilia, left mid, na, trebuie să fie left wing, să fie Neymar. Mai fac un challenge săptămâna viitoare, un șmecher rău de tot, dar e greu, ăla e greu rău, dar îl fac. Merg Răzvan la Chelsea Brentford, serios? Ce tare! 4 săptămâni accidental Leva. Nu joacă Leva în El Clasico? Ziceți voi că nu-și revine mai repede? Hello, Eddie! Ronaldo sau Messi? Ronaldo în seara asta. Că tot vrem să facem și în challenge-ul cu Ronaldo. Când e cel mai convenabil? Bro, sincer, în Spania
în Spania și în Italia, le găsești direct la ei pe site. În schimb, în Germania și în Anglia e foarte greu, pentru că sunt foarte mulți membri și trebuie să cumperi cum ar veni de pe site-ul, la mâna a doua, gen. Cei care le pun în vânzare. Fraților, suntem 1400 de oameni pe live și avem 1350 de like-uri. Reușim și noi 2000 de like-uri, vă rog eu mult. La 2000 de like-uri intrăm direct pe contul meu și deschidem pachetele. Vreau să le deschid și eu la mine pe cont și să-mi pice Lewandowski. Franța. Left mid. Stade Rennes. Na. Nu mi-am luat încă, păi nu s-au pus încă în vânzare la El Clasico. M-am uitat înainte de live și erau doar la VIP. 1000 de euro, cel mai ieftin. Dar vreau să mai aștept un pic, o să mai scadă. Olanda. Left wing. Paris. Martens. Na. Salut Scooby Nubi, te pup. Și Lukaku. Liviu, lasă că ai câștigat o grămadă live-urile trecute. 1400 de like-uri, așa da, let's go. Road to 2000. Mersi frumos pentru pachete, Liviu. Ne întoarcem la fratele nostru, care l-a câștigat pe Haaland. Ok, unde? Galole, hai. Mi-a picat R9 și i-am dat skip. Dacă ai filmat, te accept în top, pe locul 1 direct. Stai liniștit, bro, și la mine se mai întâmplă, nicio problemă. Hai. Parcă aveam pachet tare, nu? Ce pachet? Radu, donează 1 euro. Este destul de scump și pe Eneba. Deci eu știu, mă gândeam că poate mulți ajutatul cu un cod. Când îmi intră... stai, să știu să donați. Așa, trimit banii. Îți mulțumesc, surveți sport mondiale. Bro, dar nu mai zis pe ce joci. Zim pe ce platformă joci. Și nu trebuie să donezi. Scrie pe chat acolo. Te salut, S-A-1-N-T. Sper că am pronunțat corect. Salut Timi, fratele Timi care intră live de live. Alex Ariciu a intrat și el. RK37R. Salut Tudor, te pup frate. Da mă fraților, voi știați că avem melodie. Cei de la... Imediat. Ai, să nu vorbesc prostii, ai songs. Da, ai song covers. Ne-au făcut melodie, fraților. Vreți să auziți prima melodie cântată de mine? Vreți sau nu vreți? Uitați-o aici, fraților. Și nu e vrăjeală. Eu o cânt. Și am ascultat o mașină, nu e Caterinca. Eu m-am abonat. Stai așa, să dăm în ăsta. Da, haide, uitați-o aici. Haideți cu like și cu subscribe la prima mea piesă de pe YouTube. Cu Inisebi am scos piesa asta. Haideți acolo cu un like și cu un subscribe. A promis că la 100 de abonați mai scoate o piesă cu mine. Vă rog eu mult, apăsați acolo puternic pe butonul de subscribe. Poate o scoate în timpul live-ului. Dacă facem acolo 100 de abonați. Vă rog eu mult. Haideți forță cu un like și cu un subscribe la canal. Găsiți și cu Imogen acolo, cu o grămadă. Da, e copyright, nu pot să o pun. Nu pot să o pun pe live, e copyright. Că e de la Inisebi. E de la Inisebi, da. E piesa lui Inisebi cu vocea mea. Ce râde Carlos și Petronella. Bă, sună bine. Chiar sună bine. Intrați acolo cu un like și cu subscribe, fără Caterinca. Bă, chiar vreau să fac 100 de abonați, vă rog eu mult. Suntem 1300. Haideți să facă și el aici frumos 100 de abonați. Să mai scoată încă o piesă cu mine. Că mi-a plăcut asta. Chiar am pus o mașină când am fost la Bistrița și am ascultat-o pe drum. Păi da, la beat îmi iau copyright dacă o pun. Și că promis că o cânt la Bucharest Gaming Week. Pe main stage, nu? Bă, ce era? Son? A, nu, Bentancur. Teo, ești gata să vă luați bătaie duminică? Stai cu minte, Teo! Stai cu minte! Vă spargem! Vă spargem duminică pe main stage. Hai, pentru Teo pachetul ăsta, 83+. Olanda! CDM? Ajax.
pică unul tinerel așa. A, nu, tinerică de fapt. Spițe, ne pică Spițe. Azi donez. Bro, nu e nevoie să donez, stai liniștit. Like, mă! Mor cu vorba asta. Asta e cea mai tare. Like, mă! Să se facă 1500 acolo. Haideți cu mare respect pentru Teo și pentru Moșu. Deci am avut 3 YouTuber mari. Teo Zeciu, Teo și Moșu. În seara asta pe live. Hai cu un respect pentru toți 3. Da, mă! 1500 de like-uri. Haideți cu 1500 să fac și o damă, vă rog. Că dacă fac 1500, o să fac damă-ul lui Teo. Respect, bro! Îmi place tricoul? Moșu, mergem la El Clasico! Se știe, favorita mea e Real, fără să supăr pe nimeni. Dar mergem să vedem, poate și jucătorii Barcelonei. Uite, mă, și SDR! Al patrulea YouTuber! Al patrulea! Pac like! Da, mă! 1500 de like-uri! Road to 2000! Like, mă! Pac, pac! Să facem 2000. Pac, pac. Plecăm la Barcelona. Pac, pac. Mai era vreun pache, bro? Îți mulțumesc. Ia zi. Când vorbim, după live sau... Da, după live, că eu o să iau toate adresele. Eu sunt în București. Mă rog, aici la Ciorogâr la săptămâna asta. Și o să mă duc mâine dimineață la Fan Curier, că le trimit eu personal. Și o să ți-l trimit eu mâine pe cel cu Haaland, că pe ăla l-ai câștigat, corect? Bine, fratelo, te pup și îți mulțumesc. Mersi mult. Ciao, pa, 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 pa. Bun. Trecem mai departe, următorul. Următorul, David. Hai la David, let's go. Prea wild, bă, știu, Teo e mai calm decât mine. Haide, mă! Like acolo, forță, mă. Pac, like. Hai cu De Jong. Nu, Leva. Ne-l dorim pe Leva. Încă 460 de like-uri. Și mergem la mine pe cont. Hai. Salut, David. Cine mai are pachete? Haideți să vedem. Care mai dă, care mai pune? Cine vrea să câștige cardul cu Lewandowski în această seară? Bui, like-urile așa, mă. Fii atent că îți dau pin. Îți dau pin. Cum ai zis tu, Teo, de like-uri s-a mai făcut 100. Îți dau pin, că ai har. Uite, m-a făcut mișto de mine, mă, David. Ia ce mi-a scris. Primul troll, mă, din partea lui David. Ia, mi-a dat și mesaj? A, nu mi-a dat mesaj. Sau mi-a dat? Nu mi-a dat mesaj, nu mi-a dat mesaj. Bun, hai să vedem. Cine mai are pachete? Cine mai intră în cursa pentru Lewandowski? Cine se simte norocos? Orice pachet e bun. Try Chris, hai să te vedem, tată. Ești de-al meu, try, Chris. Luca, hai la mine. Intru imediat și la tine, Luca. Păi e cu mine în echipă, Bacovia. 100% să câștige. 100% câștigă, că e cu mine în echipă. Hai, try, Chris. Am intrat. Start, share, play, give, controller. Let's go. Bun. 70 de abonați, vă rog eu mult de tot, haideți să-i facem 100 de abonați ca să scoată piesa, vă rog, mai vreau o piesă cu mine. Încă 30 de abonați, vă rog eu din toată inima mea. Cei care se abonează, pac o inimă din partea mea. Mersi. Join, share, play, let's go. Băi, eu zic că nu e imposibil, ia mă cât costă Leva. Cred că e mai scump decât Modric, cred. Ia să văd, Leva, Lewandowski, 400, da. Hai să vedem. Store. Ne vedem la Steaua Rapid. Când e? Stai un pic, stop. Când e Steaua Rapid? Striker. N-ar ce să fie. Hai cu Leva. M-am abonat, mulțumesc, nu știu câți abonați avem. Vă zic imediat. Și de câți abonați mai avem nevoie? Încă 150 de abonați. E greu să-i facem în seara asta. Încă 150 de abonați. Să reușim pragul de 270.000. Salut, Vere! Ce faci? Ce, Tudor Junior? Păi tocmai a venit aici, s-a bucurat și el cu mine. Că merg în Spania, la Barcelona.
Eu mereu îmi vine să zic că merg la Madrid, că dacă sunt fan Madrid, vă dați seama, merg la El Clasico. Merg pentru Madrid eu. Da, e. Și vă dați seama că o să am tricou cu Barcelona, că așa mi-au mereu bilet. Că biletele la VIP și așa sunt mai mult pentru gazde, nu pentru oaspeți. Așa a fost și Arsenal cu United. Am stat între toți fanii Arsenal, am zis că mor acolo. La un moment dat mă întrebau, dar de ce filmez fazele de la United? Și am zis că sunt vlogger și na, să dea bine. Kubel, walkout, nici n-am văzut. Zor sâmbătă la Old Spice, este ceva turneu? Da. Ne vedem acolo sâmbătă la ora 1, la standul Old Spice. După, începând cu ora 16, sau ora 17, la standul Acer. Și următoarea zi pe main stage, direct. Care echipa ta preferată? Manchester United este. Transferul la iarnă. Mamă, s-au făcut 1600 de like-uri. Nu că schimb goal-ul. Că văd că se dau multe like-uri. La 1800 de like-uri, intrăm la mine pe cont. Intrăm mai repede. Pentru că sunt foarte multe like-uri și vă mulțumesc din suflet. 100% facem noi 2000 după. Dar haideți cu 1800. 1800 intrăm pe contul meu. Mersi, Chris. Mersi, Chris, pentru pachete. Ia, stai că mi-ai dat și data trecută. Vreau să-ți văd și echipa. Ia, stai. Din greșeală sau intenționat? Nu, ca să fac un SBC. Ah, ok. Oricum, top cu Van Dijk, rămâne top echipa, îmi place. Pe ăsta l-aveai, al lui Iran, sau l-ai cumpărat acum? Nu, l-aveam, mi-a picat Andrei. Ah, lol, ce șmecher, bravo. Ce tare, bravo frate, bravo ție. Top echipa, îmi place. Mersi mult, bro, pentru pachete, te pup. Seară frumoasă, ceau. Haideți la Luca, că ne așteaptă de mult timp, Luca. Teo! Teo, ai pachete? Teo, deschid la tine un pachet? Nu cred. Sau e troll? Sau vrei să dăm un match? Să mă faci de râs un pic. Fraților, nu uitați, toți membrii din această seară, plus cei care sunteți deja membri, puteți câștiga o pereche de căști Logitech. G535. Că avem 81 de membri acolo, Road to 100 de membri. Teo, 10 voia să doneze membrii, vă zic eu, dar nu merge la mine. Nu știu de ce. Am și deschis caz din acela la YouTube, dar nu s-a rezolvat. Hai la Luca. E troll, cred. Nu, că intru după să văd ce e. Te salut și eu, Luca. Ia, vedeți. Hai că intru imediat, Teo. Intru imediat. Mai stai un pic, că i-am promis Luca că-i deschid și intru imediat. Ok. 5 pachete la fratele Luca. Let's go. America... Ți-a picat Neymar din goal pack? Ieri, da. Păi de mine, ai filmat sau n-ai apucat? Am făcut un screenshot, n-am. Ah, știi că poți să filmezi ultimele minute, apeși de mai multe ori. Da, am făcut pe calculator încă. Ah, ok. Ia să vedem. Intrăm la Teo după. Ah, e fata aici, e fata 100%. Latvein. Ok. Nu, filmări, dacă aveți filmări pentru top, nu mai trimiteți pe Insta, că le văd mai greu. Pe mail, butan92tudor@gmail. Opa. Mane! Mane! Ah, nu e Mane. Nu e Mane. E Dia. Că e tot striker, parcă Mane. Ok. DMS! Donează și el 5 euro, hai cu Modric! Dă pe live puțin înapoi. Fratele DMS duce golul direct la 94,32%. N-am avut niciodată golul ăsta. 94,32. Argentina, CB, Romero, cred că e aici, da. Hai să vedem ce echipă are Teo. Fii atent, Teo. Dar stai, întâi să mă uit la echipă și după aia zic, ca să nu vorbesc prostii. Romero. Salut, sunt nou, bine ai venit, Petre Vasile. Hai cu butonul de subscribe. Poate facem și noi 270 în seara asta. Germania, goalkeeper, Neuer. No, e fată, cred. Fată, că n-are ce să fie. Burger. Și Ruben Neves, că tot ziceam de el.
Mersi frumos, bro, pentru pachete. Mulțumesc mult. Bombă. La fel și ție, Luca. Te pup, pa, pa. Hai la Teo. Hai la Teo, tata. Salut, Ianis. Ianise, am crezut că e poză cu mine. Salut, Lucian Boboc. M-auzi, bro? Nu cred că ne aude. Mor. Și s-a dat pe mut. Cică like, mă, și s-a dat pe mut. L-ați auzit? Cică like, mă, și s-a dat pe mut. Hai. Dă-mi acolo start, share play. Să-ți văd echipa. Ce caterincă. Aoleu. Dacă are coins, atât vă zic, îi deschid pachete. Promo. Promo direct. Tudor, am și eu 10 pachete, le deschidem. Haideți, fraților, să vedem. Suntem pe contul lui Teo. Bro, glumesc, nu sunt Tovi. Nu te speria, nu ți le deschid. Nu-ți consum coins și sau ce mai ai tu. Haideți, fraților, acolo. O, are pachet, fiți atenți. Are pachet, fraților. Teo! Dar nu vorbește. Am un pariu cu tine. Am un pariu cu tine, fratelo. Fii atent. Fii antenuță. X-Slater! Devine chef membru! Te pup, X-Slater! Mersi frumos! Dar nu e adevăratul că n-are bifă, dar îți mulțumesc mult! 82 de membri, nu uita, X-Slater, pentru faptul că ai devenit membru. În această seară poți câștiga o pereche de căști Logitech. Noi nouțe G535. Bun. Fiți atenți, fraților. Ce jucător? Deci Teo are un pachet. 80. Și DMS completează golul. Hai să facem asta la 100%. Și duce golul la 100% rich. Direct rich acolo, la peste cap. Îți mulțumesc mult de tot, DMS. Mersi din suflet, fratelo. 100% direct. Stai să schimbăm mesajul, că așa e frumos. Nu-l lăsăm așa cu rich. Nu cred, Vlad, voia să completeze cel gol în același timp. Respect pentru tot ceea ce faci. Mersi mult de tot, Vlad. Vlad și DMS, ce frumos, vreau să completeze golul amândoi. Mersi mult, Vlad Oprinca. Stați așa, să nu-l lăsăm așa, că arată urât. Dar nu plecați, că am un pariu puternic pentru Teo. Bun. Hai să-l punem așa, că așa arată bine. Pentru că s-a completat golul. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru toată susținerea. Și punem așa frumos aici. Ok. Că așa e frumos. Așa. Și Teo donează și el 5 euro. Deci el o fi Teo adevărat. Tudor Busan de fiectul meu. Și a pus melodia. Mersi frumos pentru donație, bro. Mamă, golul la... S-a auzit, da? Mersi frumos, Teo. Deci, mamă, stați un pic că nu pot să vorbesc. Clatu devine și el membru. Obame. Te pup, Clatu, mersi frumos pentru membru. Nu uita că și tu poți câștiga această pereche de căști de la Logitech. 83. Oare facem anul ăsta 100 aia? Văd că ne apropiem, 83. Văd că ne apropiem de 100, tată. Deci fii atent, Teo, că n-apuc să-l zic. Dacă faci un pariu cu mine, da sau nu, îmi răspunzi pe cea dacă nu poți să vorbești la consolă. Dacă spică un jucător peste 89, poate să fie oricare. Ruben Diaz, Rodri, nu contează. Din partea mea, îți aduc la eveniment și ți-l dau cardul lui Messi. Cardul lui Lionel Messi, ți-l aduc personal și ți-l dau la Bucharest Gaming Week. La main event, duminică pe main stage, de față cu toată lumea, ți-l dau. Dar dacă nu-ți pică un jucător peste 89, faci 10 genoflexiuni pe main stage. Hai să vedem, accept sau nu, da sau nu. 10 genoflexiuni, nu e greu. Genoflexiuni, 10.
Dacă te ține. Eu zic că e ok. Fuck, ha. Bun. Deci Teo acceptă pariu. 10 genoflexiuni și dacă spică un jucător 89 plus, nu contează orice jucător, 90, 91, 89, Lionel Messi al tău, ți-l dau pe main stage. Hai. 3, 2, 1 și contul lui Teo. Let's go. Anglia. Right back. Tottenham. Cine e, fraților? Neville, tata. Să vină genoflexiunile. Tudor, dă-i și noi 1v1 pe conturile de YouTube, pe case direct. Rip mare. Aia e, tata. Aia e. Deci, fraților, un motiv în plus să veniți în weekend la Bucharest Gaming Week. Teo va face 10 genoflexiuni pe main stage, duminică. Ia vezi ce echipă am. Stai, chiar vreau să văd. M-am uitat la calificările tale. Când ai jucat atunci, ai făcut 9-1. În seara aia m-am uitat la toate meciurile. Foai de capul meu. Rafael Leao, Salah, Tonali, Nkuku. Care e jucătorul tău preferat, Teo, de aici? Salah, Nkuku sau Rafael Leao sau altul? Bombă echipa, nota 10, sincer, chiar top. Top echipa. Ia Salah ăsta, câte goluri ai dat cu el? Top echipa. Nici n-ai jucat cu el? Tocmai ce l-ai cumpărat pe Salah, ce tare. Nici n-ai jucat cu el. Doar ce l-am luat pe Salah, Salah clar. Bro, i-am jucat contra lui Salah inform și m-a rupt, e bun rău Salah. Bănesc că nu e mare diferență între inform și normal. Bombă, nota 10. O notă pentru echipa lui Teo. Eu zic 10, clar, sincer. Bombă echipa. Și Walker, Varane, Hernandez. E legat top acolo. Pope în poartă. Mersi frumos, Teo. Mersi frumos de tot. Și ne vedem în weekend. Hai să vedem. Mergem la Moromete. Cine mai are pachete? 10. 4, 9, 8, 10 like, mă. Încă 70 de like-uri. Chiar 65. Și mergem pe contul meu. Încă o dată respect pentru Teo, DMS și toți băieții care au completat acolo golul. Vă mulțumesc mult de tot. Și fratele Vlad Oprinca. Hai la Moromet. Join share play. Adevărat, bro, nu ne-am mai văzut de mult. Sezonul trecut îmi dădeai săptămână de săptămână pachetele. Stai liniștit, îți mulțumesc mult oricum. Stai așa să văd. Mi-ai dat și controllerul? Trebuie să stai, sau înseamnă că trebuie, gata, merge. Acum l-am și deschis direct. Hai, tată. Opa, CM. Na, nu e ce trebuie. Da, duminică este turneu pe main stage cu mine, Teo, Ovi și cu Andu, alături de Marco Glass, Ionuz Rusu, George Tănase, exact, Bacovia, o să fie șmecherou. Și sâmbătă, deci ideea e în felul următor, că la Bucharest Gaming Week sunt concursuri într-una, adică te duci de la un stand la altul și poți juca ce jocuri vrei tu, începând de la mobile, CS2, FIFA, tot ce vrei tu. Hai să vedem, tata. Hai cu un knockout măcar. Ata vreau pe contul tău. Un knockout. Că a revenit fratele Moromete. Hai cu un knockout. Din astea trei pachete. Oricare. Brazilia. CB. Militao. Na. Diego Carlos, cred că e ăsta. Ala-i SBC. Aha. Cred că îl fac și eu la mine. Bine că mi-ai zis. Îl fac și eu la mine. Opa. Guardiol, nu e rău, nu e walkout, dar e bun. Da, Andra, te văd, cum să nu te văd? Tudor, m-a ajuns, te rog, cu ce anume, Cristian? Am și eu pachet și FIFA points. Zaharia Laurențiu Ionuț, cum ai ID-ul? Aubameyang, fraților, să vină un membru rapid acum. Să vină un membru rapid acum să-l activeze. Aubameyang.
Ok, o să mă uit, Andra, o să mă uit imediat. Salut, Adi, te pup! Ți-am trimis mail cu Ronaldo Nazario Braithwaite. Ah, troll. Mersi frumos pentru pachete, moromete. Hai să mergem la... Dar nu știu cum are băiatul. Zaharia Laurențiu Nunț. Cred că e Laur John. Laur John. Cred că el este. Așa. Salut, Bogdan. Minciună. Mam. Tare numele. Hai. Gata, el e, el e, el e. Zaharia Laurențiu Nunț. El este. Hai, Laur. A zis că are și FIFA Point. Țineți-vă bine, că urmează pachete tare. Fraților, haideți cu 1800 de like-uri. Să mergem pe contul meu, forță. Am și eu 10 pachete. Chipi Cristi. Perfect. Intru imediat și la tine, Chipi. Cum e să fii antrenor? Bro, e foarte greu, credem. În afara faptului că toată lumea țipă la tine. Și tensiune. Dacă ai probleme cu inima, nu trebuie să te faci antrenor. E tensiune mare. Salut, Samuel Stoica. Fii atent, Laur. Acum trebuie să dai aici pe controlele astea două. Și da, îl activează pe Aubameyang și devine membru. Te pup, Dav Gabriel. Mersi frumos pentru membru cu numărul 84, tată. Nu uita că și tu poți câștiga perechea de căști de la Logitech. În această seară se va face extragerea pentru că ai devenit membru. Bun, let's go. Codul QR, îl mai pui, te rog? Sigur, acesta este codul QR ca să vă înscrieți la Treasure Hunt. Instalându-vă aplicația Bucharest Gaming Week, puteți scana codul. Doar dacă aveți aplicația Bucharest Gaming Week. Oh, ce echipă tare. Mișto e și echipa. Rize, mamă cât îmi plăcea Rize. Super echipa. Chiar îmi place mult. Bun. Mai lăsăm puțin codul. În cazul în care n-ați apucat să scanați, dați înapoi. Și deschidem pachetul de 3000. Oare? Hai, 84x2 primul. Care e mailul tău? butan92tudor@gmail. Mamă, ce m-am speriat. Onana! Jucătorul de la Manchester United. Nu cred că mi-a picat niciodată Onana sezonul ăsta. Onana. Oricum, nu dă walkout din pachetul ăsta. Oh, Matici, un jucător special. Haideți cu 1800 și după aia 2000. Obiectivul de astăzi este de 2000 de like-uri. Ok. Oh, la fix a rămas ăsta aici. DMS, mai durează încă 2 euro. Băi, Tudor, mi-ai dat gherlă. Am luat codul ăla de la tine, i-a picat lucrumată meu Vinicius și Dembele. Păi, de capul meu. Păi eu îl dau din suflet când dau un cod din ăla. Din suflet. Am mai dat unul și în seara asta, bro. Mersi frumos pentru donație. Hai, tat. Am dat direct cu FIFA Points. Pachet de 3000 de FP-uri. Franța. CB, te rog. Nu. Hai, Renard. Dublu walkout, te rog. Te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Pff, ce târziu a venit, dar e Casemiro. Casemiro o dă la o parte, păi. Bine pe rating, nu i-a picat rating rău. Deci poate să fie Militao după, mai pot fi jucător forță, așa-i? Mai pot fi jucător. Case, da, case. Case! Hai. Ha. Sandra Panos, De Ligt, Trippier, Grealish. Radu, donează și 1 euro, pe PC mă joc sport la joc spre SM Asin și ai cu el clasico, Doamne ajută, bro. Iei pe amândoi, sincer, nu știu pe care. Iau pe tipa asta, iei pe amândoi în club oricum. Ok, Klaus aici clar arată bombă. Haide mă aici cu un leva măcar. Și dest. Bun. În spate, Llorente, Kim. Ok, nu sunt răi. Și cam atât în rest. Andica, Casemiro, frumos. Ți-i las aici, pe ăștia. Mersi frumos de tot pentru pachete. Știu că mai aveai 600, dar nu vreau să le dau cu XL. Îți mulțumesc mult, mult de tot.
Mai avea un băiat care avea pachete, stai să dau la mesaje. Am pachete, te rog, îmi deschizi Eduțu Eduard. Hai să vedem, iau pe rând. Only a photo, case! Brahim era. Eduțu Eduard, am deschis la tine sau nu? Fraților, haideți cu 2000 de like-uri forță, intrăm imediat și la mine pe cont. Mai avem aici două conturi. Dar să văd dacă au pachete, dacă nu intrăm direct la mine. Ce mai mișto de numele meu? Nu am făcut mișto, am scris tare numele tău. Ok, el nu are pachete. Așa. Bun. Hai, try, hai la el. Casemiro, idolul meu. Tare. Bravo ție. Salut, bro, ai pachete? Da, am pachete. Hai, start, share play, give controller. Dacă pică Mbappé, cel mai scump jucător din seara asta este chiar jucătorul care ne trimite la El Clasico. Este vorba despre Luka Modric. Când este Bucharest Gaming Week? În weekend. Weekendul acesta. La 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 la. Mamă, ce m-am speriat când am văzut toți jucătorii Icons. Berbatov, ți-a picat sau l-ai cumpărat? Mamă, i-a picat. Ce tare, bravo, frate. Ce șmecher, bravo, frumos. Îmi place Berbatov. Hai să vedem, 5 pachete și la fratele nostru. Îl depășim pe Luka Modric, ne pică Lewandowski, ce zici? Nu, eu nu cred că am pachete slab. Nu spune asta niciodată, nu se știe de unde apar Golani. Cine? DMS? Da, cred că-l cunosc, dacă... Cum îl cheamă? Pe el cheamă Mircea. Te pup, Andreea. Mamă, Brazilia și-am dat skip. A, nu, e David Neres. Salut, Teddy. Haide, mă, tată, mă. Haide, mă, că ne pregătim de contul meu. Mexic, nimic. Și ultimul, ai cu un walk-out măcar. Vedem, urmează, urmează contul meu. Portugalia, cam. Fii atent. Ah, Sporting. Club de Braga. Nu este. Ia zi, bro. Nu, bro, dăm un mesaj și vorbim acolo, da? Te pup, ceau. Fire Chippy Cristi. X-Lader. Care este mâncarea preferată a lui Tudor Buțan? Bro, KFC. Hello. Deci sunteți doi acolo, nu? Deci s-au unit legendele cum ar veni. Hai cu ceva forță. Hai, tată, cu ceva forță. Ce pachete aveți? Tudor, care îți place mai mult, stadionul UTA sau Dinamo? Păi nu l-am văzut încă pe cel de la UTA, sincer. Hai. Hai să vedem store. Ok, o, 10 pachete, nu e rău. Hai, tată. Adrian Olaru, fratele nostru, ai cu norocul, Doamne ajută, bro. Na, ciucueze aici. Ciucueze. Hai, 80 plus. Și că nu sunt cum la tot, bro, mă ceartă-mă în casa, Iurea. Te-a confundat, bro. Că a zis că nu te cheamă Mircea, a zis altcumva. Cu ce program faci live? Obes. Haide-mă, tată-mă, haide-mă, tată-mă. America. CM. N-are ce să fie. Dragoș Andrei, hai că am târziat, vă pup. Și noi te pupăm, bro. Nu-i nimic, bine ai venit. Let's go. 80 plus. Ha. Portugalia. Left back. Na. La meciul României cu Andorra te vom vedea. Bro, din ce știu, au voie să vină doar copii sub 15 ani. Așa știam, poate s-a mai schimbat lucrurile. Dar dacă am voie să vin, da, cu mare drag.
Opa. Opa, e special? A, nu. Mazraoui. Bun. Cum se numește melodia de acum? Imediat te zic cum se numește. Cross My Heart and Hope. Martin Karlberg. Încă 5 pachete. Dintre care 1.84 plus. Messi. ST. Cine e ăsta? Aguero. Alvarez, bun. 80. Așa, așa, așa. 1860, încă 140 de like-uri și facem 2000 forță. Elveția, RB, na. Nu e ce trebuie aici. TV sau te vezi, da, corect. Vezi că putea să fie te vezi. Eu făceam mișto cu Aguero, dar corect, putea să fie te vezi, ai dreptate. Right mid. Al Nassr, Otavio. Hai cu Ronaldo, am fost aproape. Portugalia, Al Nassr, dar a fost right mid. Aici n-are ce să fie. Tapsoba. E Sempi că te vezi. Băi, nu mi-a picat niciun hero, niciun icon. Poate, poate live-ul ăsta pare mai norocos. Anglia. Cam. Tottenham, Madison. Mamă, ce slav a picat la pachetele astea. Și Rabiot. Da, fratele meu, sigur că da. Imediat mă uit. Club. Lewandowski, Ansu Fati. Dar de ce doar de 80? Puteai să-l faci de 84 sau 85. Rodrigo top, Tonali mijlocul top. Cordoba, ia ți-a picat? Mamă, a picat Cordoba, ce tare. Bombă echipa, nota 10, sincer. Respect, bro, mersi frumos pentru pachete. Te pupă, fratele. Am plecat mai departe, la cine merge mai departe? Hai să vedem. Odai cu Andrei, hai. Hai la el. Hai la Odai cu Andrei. Cum se numește piesa de la membrii? Aubameyang. Start, share, play, gift controller. Let's go. M-auzi? Vezi că eu te aud. Tu respiri acum, eu te aud, să știi. Ai pachete? Nu contează, uite, deschide. Eu las controllerul jos. Fii atent. Lănțicul ăsta, nu știu de ce, mă face să mă gândesc la Bellingham. Un jucător așa cu swag, mai șmecher, mai versat. Stați că e cumpărat de pe Shane cu 20 de ron și merge mai greu puțin. Dacă îmi pun lănțicul ăsta, pică ceva forță, ascultați-mă. Lasă-mă să-mi pun lănțicul ăsta. Aolo, n-ai conexiune bună. Fiți atenți că dacă îmi pun lanțul ăsta de baștan, pică Bellingham. Băi, vă place lănțicul meu, da sau nu? Semăn și eu cu Bellingham? Hai să vedem. Oh, bun. Bune pachetele, dă-i. Dă-i-ne-le, tată. Am și 83x10, trai Andrei. Dă-mi invite în party, bro, acum. Ăla e pachet de deschis, acum. Ești forță. Vin cu el la Bucharest Gaming Week în weekend. Și cu un tricou de fotbal. Vinicius Junior, corect. Mai șmecher. CB. Na. Mancini, cine e ăsta? Hai cu ăla de 84. Am 3 tachete. Zice Raul David. Sau tachete a zis. Hai, X. Și că ți-l fură careva, bro, chiar 20 de ron a fost. Right back. Opa. Opa. Știu că fetele de la Barcelona costă mult. Ah, nu, bronz. Nu costă mult. Și Koulibaly. Mersi frumos, bro, te pup. Te pup, ceau. Pachete. Hai la Raul. Raul David care zice așa. Poți tu pă să te scizi și la mine, te rog? Am 3 tachete. Pachete. Hai la el, tată. M-a convins, mergem la el. A vorbit prea frumos. Semen, dai câteva kilograme în plus. Mi-a stricat seara. Gata, mă pun pe slăbit. Dar nu e în party. Raul David, nu ești în party.
Nu ești în party cu pacetele. Cine mai are? Ia să vedem la mesaje măcar să mă uit. Eu am pachete. Păi am deschis la tine Plush Customs. Așa, la el am deschis. A zis cineva că are 83 ori 10. 1900 de like-uri, încă 100 de like-uri. Și vă zic imediat și câți abonați avem în acest moment. Mai avem nevoie de 140 de abonați. Să facem 270.000. Cine are pachetul 83 ori 10? Că am primit multe aici, dar nu știu cine are pachete. Dați-mi un mesaj. Plush Customs, dacă am deschis la tine, dacă am deschis la tine, intrăm și la alții, că așa e frumos. Mi-a acces cererea. Mai are cineva sau? Dege Sorin, intră la mine. Unde ești, Sorine? Că nu te văd. Lil Cosmin donează 3 euro. Salvador, vii la meciul dintre FCSB Rapid. Bro, am videoul pregătit pentru atunci. Spune-mi doar când este. Spune-mi când este, te rog frumos. Că vreau, da, să nu fiu plecat. Eduțu Eduard, Tudor, hai la mine. Ok, hai la Eduțu Eduard. Bellingham de Ciorogârla, exact. 4 noiembrie, a, e bombă. Ne întoarcem și de la El Clasico. Da, vin, stă la asta. Hai la Eduțu. Hai, Eduțu Eduard. Fă celebrarea lui Jude Bellingham când deschizi pachete, aia așa, nu? Haide, mă. Bun. Încă un obiectiv a mai rămas în seara asta. Să ne pice Leva. Să ne pice Lewandowski. DMS mai vine cu încă un euro. Hai cu 300.000 de abonați, că mi-a zis doar că mai ia cu el în Miami. Bro, dacă vrei să vii, eu chiar te iau. Și așa, nu am cu cine să merg în momentul de față, vă zic sincer. Uuu, câte pachete, forță. Hai să vedem. Franța, CB, Liverpool. Conate aici. Conate 100%. Bun. Hai că am mai venit 3 abonați de MS după donația ta. Am mai venit 3 abonați. Hai, încă 10. Spania, CM, Real Sociedad, n-are ce să fie aici. Cine câștigă finala UCL? Eu zic Manchester City din nou. Uite, unlike lur, zice eu am 83 ori 10. Intru imediat și la tine și îl deschidem. Hai să deschidem aici. Nu poate nimeni să-l întreacă pe Luca Modric, fiți atenți. Aolo, n-are conexiune bună. Așa. Întrebă și la mine prima dată când îți dau, dar am dat un pack puternic. Da, Laur, cum ai ID-ul? Pachet de 100.000, mare atenție. Brazilia, CDM, Fabinho. Mamă, pachet de 100.000, Fabinho, ce slab. Slab de tot. Oh, salut Andrei New, stimă și respect. Nacho! Hai să vedem. Jos. Am 4 pachete și George. Deschidem și la tine, George. Deschidem la toată lumea. Deci mai avem încă 3 conturi. Laur, George și 83 ori 10. Na, n-are ce să fie aici. Este o fată. Renald. N-am mai picat odată. Sorin are și el 6 pachete. Perfect, Sorin. Hai, tata. Hai, tata. Hai, tata. Îl vrem pe Lewandowski, te rog. E David aici. David. Excel. Mă doare mâna de când scriu. Te pup, Andra. Am 20 de pachete. Zice Fupă Mbappé. Păi zi-mi cum ai ID-ul Fupă Mbappé. Să le deschidem. Să faci like pe live, bro. La ce anume? La ce anume? Dar tu scrii așa, Andra, în bucăți. Trebuie să leg așa toate propozițiile de pe live. Cum ți-a părut experiența la Bistrița? Super frumoasă, sincer, m-am simțit bombă. Opa! Pua! Ce-am zis că e Ronaldo, bă! Sí! Ce-am zis că e Ronaldo?
Iarăși începea în cursa pentru Ronaldo și Messi. Pe același live. Am prins Di Maria și Dest. Decent. 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 Se putea și mai rău. Germania. CDM. Borussia Dortmund. Emre Can, ok. Nu e rău. Toată lumea pregătită, că tot facem acolo 2000 de like-uri. Să deschidem un 83x10. Hai să bubuim live-ul ăsta. Că de vreo oră așa n-a mai picat nimic. E timpul pentru un jucător forță. Și acela va veni din 83x10. Cred să ne apar din abaram. Da, la urmă, ai dat imediat intru. Hai, 84x2 de încălzire. Încălzirea cu 84x2 cu Ronaldo, CM, Bernardo Silva. Bernardo Silva nu e rău. Dublu walkout? Dublu walkout? Oare dublu walkout din 84x2? Atât bulanț avem pe contul ăsta? Ia uite, Bernardo Silva cu tricou ca al meu. Bun, nu e rău. Fac și o SBC-ul ăsta. Oh, îl mai are o dată. Îl las aici. Îl las aici să nu fac belele. Stați așa să dăm la mesaje. Eu am 83x10. Perfect. Hai la el. Hai la el, am promis. S-au făcut 2000 de like-uri aproape. Te rog, intră în party. Te rog, te rog să nu dai țeapă. Te rog. Te rog să nu-mi dai țeapă. Spune-mi chiar ai pachetul ăla. Să faci like pe la el la ultimul clip de pe WhatsApp. Andra, să nu iau copyright. Mă uit după. Dar chestiile astea spune-mi le mai bine înainte de live. Nu în timpul live-ului. Ca să pot să verific și eu. Ce telefon ai? iPhone 13. Și 2000 de like-uri, forță! Dar, din păcate, unlike Lure, nu e în party, tată. Unlike Lure! Dă-mi invite în party, te rog. Hai la George, hai la George, până una alta. Nu că îl știu pe băiatul ăsta, nu dă țepe de obicei. George a ieșit și el din party. Sau nu sunt eu bine, mă? Stați, mă, fraților, că nu sunt eu bine. Nu sunt eu bine, băieții poate mi-au dat. Te salut, George, tu ești? Perfect, hai la tine prima dată. Băi, vă pup amândoi, mersi frumos, hai să vedem. Invite, start, share, play, gift controller, hai. Intrasem eu greșit, fraților, intrasem eu greșit, am intrat eu greșit. Intru imediat și la el, dar am intrat la George între timp. Deci văd că ai PS5, pe cele două controlere, start, share, play și dă-i play with the visitor sau visitor plays as you. Joacă cu vizitatorul sau vizitorul să joace cu identitatea ta. Uite-te la mine pe live. Uite-te la mine pe live. În party. În party-ul nostru, start, share, play. Și intri în FIFA. După. Ai văzut la mine pe live unde să dai la controlerele alea două? George, hai că revin la tine că mă așteaptă un băiat cu un pachet, bine? Hai, te pup. Uite-te pe live între timp. Uite-te pe live între timp că ți-am arătat pe live. Hai. Intru la Unlike Lure. Hai. Gata, fratele, poți să-mi dai. Start, share, play, gift controller. Câți ani ai? 30 am, bro. Haide, mă, să vedem. Toată lumea pregătită, 83x10. Bun. Ok. Store. Hai. Bă, chiar l-are, nu e țeapă. Mersi frumos, frate. Chiar nu e țeapă. Patrick, am mai intrat o dată la tine. Talisca! Talisca, cât de tare! El a avut și car special in form. Da, e bun și gold. Ok. Emoții mari. Hai cu Lewandowski, emoții mari. Argentina, cam.
Bun. Mamă, trebuie să-l descarc, Andra. Hai să o lăsăm pentru live-ul următor, promit. Los Elso. Bine, Izabela, uite, deschidem pachete. Când vii la Oradea, săptămâna viitoare vin la Oradea. Vinerea viitoare vin. CM. Ok. A, intra pe live. Ok, Patrick, intri imediat și mă uit la tine. Mai sunt Patrick și Laura. La mine vine Leva. Hai, Laura, la tine. Bun. Toată lumea pregătită? 83 ori 10. 3, 2, 1 și let's go. Kimmich, te rog. Kimmich, mă, da. Hai, dublu walkout. Hai cu ceva forță, te rog. Hai, întoarce-te. Întoarce-te, Kimmich, întoarce-te. Acum, 3, 2, 1 și întoarce-te, te rog. Nu se întoarce, bă. Nu se întoarce, nu mai e walkout în pachet. Ta. 83, ma. Bro, mersi frumos pentru pachet. RIP! Ruină! Să apare emojiurile cu ruină. Hai să vândem Laur. Laur, uite, Laur Laurențiu. Hai. Laur, Laur Laurențiu. Ai văzut Laur, da? Start share play aici. You've joined, așa. Start share play. Și după aia play with the visitor sau visitor plays as you. O patronice, păi acum l-am pus. Acum în timpul live-ul l-am pus. Să semăn și eu un pic cu Bellingham. Poate un pic în pachet. Perfect până acum. Dar nu share screen, share play. Nu share screen, nu alea două monitoare. Controllerele alea două. Nu monitoarele, controllerele. Și intră în FIFA după. Și dai visitor plays as you. Gata, fratelo, hai mă că te descurci. Aia a fost. Și intră în FIFA acum. X-Lader! Cu emojiile cu ruina acolo, forță. Oh, ce echipă, Dembele, Rashford. Mamă, frumoasă echipa. Peluza Nord, ce tare. Hai. Store. Unul și bun a zis care, ia să vedem care. 84 plus oare? 85 ori 3 din partea lui Laur. Mersi frumos, Laur. Opa. Cine ăsta? Cine ăsta? González Pirez. Hai. Și acum 85 ori 3, let's go. Spania. CM. Zim că e dublu walkout. Zim că e dublu walkout. Zim că e triplu walkout. Ma. Laure, cred că a fost prima, singura și ultima dată când mi-ai dat vreun pachet, mâncați aș vreodată. Îți mulțumesc frumos, oricum, mersi din suflet. Ruină totală. Merge la Patrick. Băi, nu mă speriați că urmează contul meu. Și nu vreau să fie ruină. Hai. Patrick următorul. Hai la fratele Patrick. Start share play gift controller. Și după Sorin. După Sorin. Să fac și eu SBC-ul la mine? Hai că-l fac. Îl fac și la mine. După câte extragere avem? Deci avem extragere pentru căști. Avem extragere pentru cele două invitații. Și atât. Două extrageri, nu? Avem de făcut. Pentru că jocul am dat. Cardul am dat. Bun. Hai la Patrick. Hai la Patrick. Ultimele trei șanse. Să-l întrecem pe Luca Modric. Doamne ajută, Laur, mersi frumos. Wolfsburg, e fata aici. Haideți cu like, forță, poate facem chiar 2100. 80 plus din nou. Bă, e special! Verde! CDM! Ah, AZ Alkmaar. Nu e wow.
clasie. Hai, tata. Hai, tata, să vedem. Torino Zapata. De ce Zapata? Hai, 80 plus din nou. Ultimele 4. Uruguay, CB. Putea să fie Barcelona. Araujo, dar e Coates. Tudor zice fan Lego. Când vă zici video de la Bistrița, probabil mâine. Austria, ST. RIP, Arnautovici. +80. Australia, direct skip. Left wing, Ford. Ne-a picat Ford. Ford Focus. +80, din nou. Franța, CM. Stade Rennes, ruina. Haide mă, tată mă, haide mă. 84-2, hai cu walkout. Da mă, da, special. Băi, Messi! Nu, dar cine? Di Maria, nu e rău. Di Maria, fraților. Chiar nu e rău deloc. Chiar nu e rău deloc. Cel mai bun pachet de pe contul ăsta. Și primul de astăzi. Chiar arată bombă Di Maria asta. Di Maria și Müller. Cât costă ea? 60.000, e ceva. Bro, mersi frumos pentru pachete, bombă. Te pup, pa, pa, bravo. Hai să vedem. Îi mai avem aici pe Sorin și George. Hai la Sorin. Hai la Sorin. Start share play gift controller Sorin. Și după aia contul meu, da, după contul meu. Salut, Andurache, bine ai venit pe live. Mă bucur să te văd din nou. I-am primit 84. Stai că-l fac și la mine, să vezi că și eu tot 84 primesc. Avem 85 ori 10. Unde, frate? Unde, Ștefane? Unde avem? Așa ceva. George, intru imediat și la tine. Nu te-am uitat. Ok. Perfect. Colo Moani. Mamă, ce echipă overpowered. Numai jucător OP pe contul ăsta. Opt pachete, let's go. Hai, tata. 85 plus, mamă, ce pachete șmechere. Chiar șmechere pachetele. Na, n-are ce să fie Suedia. Striker. Isaac. Da, o să mai vin la Bistrița. Haide mă, haide mă cu leva mă. Spania, CB. N-are ce să fie nici aici. La port. Fără supărare, după vreau să intru pe contul meu pentru că am promis. WXLMX2 donează 5 euro. Salutul de respect pentru tot. Hai cu leva să te vedem iar la un meci UCL. Doamne ajută, bro. Mersi frumos de tot. Mersi din suflet atât pentru donație, cât și pentru mesajul frumos, apreciez. Dani, am intrat la tine, brother. La cei care am intrat, nu mai intru, fraților. Vreau să intru la mine, am promis chatului, fără supărare. Vă mulțumesc mult de tot pentru pachete. Dar dacă am intrat, nu mai intru, deschideți-le voi. Vreau să intru pe contul meu și după să facem extragerile, așa am promis. Când promit ceva, îmi place să mă țin de promisiune. Oricum, vă mulțumesc mult pentru pachete. La început n-aveam niciunul și acum am avut vreo 10 conturi. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat pachetele și vă aștept și data viitoare, cu mare drag. Și eu te respect, Izabela, mersi frumos. Sunt 1200 de oameni care așteaptă contul meu. 1201 cu mine. Că și eu l-aștept. Hai să vedem. Ok. 84x2. Na, mă, nu CB. Nu CB. Cine e ăsta? A, e fată, cred.
A, nu, Martinez. Am crezut că are mai puțin Martinez, sincer. Hai, și 85 plus, let's go. Germania, CDM. E fată. E fată, tată, e fată. 87. Mersi frumos pentru pachete. Mersi frumos, Sorin. Hai și la George. Unde e George? George, 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 George. George, ne așteaptă George. Unde ești, George? George, nu ne-a mai dat. Păi la mine, dar n-ai dat invite în party, George. Trebuie să dai invite în party. Nu mi-ai dat. Hai la Dani Boxes. George, fii atent. Trebuie să dai invite în party, bro. Uite-te puțin la un tutorial. Că am mai fost la tine o dată. Hai, Dani. Hai repede. Start share pe gift controller. Bun. Uite, acum mi-ai dat, George, de-abia. Alin, donează și el un euro, poți să intri și la mine. Aline, zi-mi cum ai ID-ul și intru și la tine, frățioare. Zi-mi cum ai ID-ul. Te simt norocos, Alin, că ai și donat. Mersi frumos pentru donație, apreciez. Wow, 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 ce pachete șmechere. 8 pachete bombă și la Dani. E în form, Almeria. E în form, fii atent. 89 Suarez, 89 pace, bombă. Chiar super cardul ăsta, chiar dacă are rating mic, e forță. Ha, mă, Silver, poate ne pică un jucător din Superliga României. Ce? E special Silver? Special Silver, what? Ce animație ciudată. Ce animație ciudată am avut. Sala și Ferrari. Niciun jucător din Superliga. Ce-i cu emoji-ul ăsta? E Mălina. E Mălina în emoji-ul ăla. Dar numai animații de-astea dubioase. În emoji-ul ăla cu... Știi tu, când aveai baticul. Hai, tată. Special Silver, da. Germania, CDM. Mic. X-Lader e cu noi, fraților, da. Alin Roman 42. Ok, Alin, îți mulțumesc frumos. Ok. Hai. Ultimele 4 aici. Mic. Mic. Oblak 88. Era walkout, lol. Oblak 88. Hai. Hai, că începe bulanul aici. Brazilia. CF. Pele. Na, Firmino. Roberto Firmino. Oblak, nici nu mi-am dat seama. Rare Mega Pack, n-am deschis niciunul în seara asta. E primul. A, na, mai eram sigur. CM. De Paul, cine e ăsta? Slav, oricum. De Paul, 84. Salut, David Șmecherosul, care îmi scrie, te ignor. Păi, Davide, iartă-mă, tată, dacă ți-am greșit cu ceva. Uite, pentru tine, că e Șmecherosul doar. 80 ori 10. Ruină. Ruină totală. Mersi frumos pentru pachete. Hai la Alin. View all parties. Alin Roman 42. Hai. Și după la George. Hai, Aline, să te vedem. Singurul donator din această seară căruia îi deschid și pachetele. Sper să nu greșesc. Ruină, ți și Petronela. Se deschide Filip 1. E la baie. La băiță. Hai, Alin Roman 42. Cu bulan. Să intri în FIFA, bro. Și să vedem jocul. Bombă. Store. Hai să vedem. O pachete, let's go. X. X. Dar nu merge. Dă-i tu că nu merge, Alin. X, tată, X, că nu merge. Nu mi-ai dat controlul. Dă-i tu X, te rog. Alin, dă-i X, te rog. Yeah, a dat.
Skip, că nu e nimic. Bagă-l în club. Bun. Hai, următor. Franța, goalkeeper. Loris, bun, 83, nu e rău. Loris de 83. Salta a picat ceva forță, da, Luka Modric, UCL ne-a picat. Și Haaland. Haaland, Ederson și Militao în același pachet, Vișan Alexandru. Franța, rămâ. Na. A, vezi că poate să fie Diaby. Diaby e scump. Diaby e bun, e scump. Cât costă Diaby? De ce mă ignor? Paradox, nu ignor pe nimeni, dar nu pot să citesc toate comentariile. Vă pup pe toți. X. Adrian Olaru, la fel ca data trecută, vrea să pună presiune pe contul meu cu 26 de euro. Hai cu leva. Fraților, haideți acolo cu un respect pentru fratele nostru Adrian Olaru, care donează din nou 26 de euro și duce golul la 150%, mâncavaș. Fii atent, Adriane, pentru donația asta, toate pachetele de pe contul meu ți le voi dedica ție și tot respecte pentru tine. De acum de pe chat, Alexandru, Xlader, Robert Alexioae, Luci, Vasi, toți cei care scrie respect acum, vă mulțumesc din suflet. Pentru tine, fii atent. Și toate pachetele, uite, și Andrei Niu, respect, Adrian Olaru. Toate pachetele, Adriane, vor fi cu dedicație pentru tine. Și spun și o melodie la început. Pachete, pachete, că ne pregătim, pachete, da? Voi dormiți în ghete. Hai. Hai să vedem. Câte aici? Mai avem unul. Hai, ultimul pachet. Mersi frumos, Aline, mersi pentru pachet. Foai de cap. Foai de cap, meu. Foai de cap și de zilele mele, ce se întâmplă? VXLMX2 donează 27 de euro. Cu un euro mai mult să vină leva. Băi, sunt prieten 100%. Deci, sunt prieten 100%, jur. Ori e tot el, ori sunt prieten, ori e prea mare coincidența. N-are, nu, sunt prieten strastă. Doi oameni au donat cu același mesaj aceeași sumă aproape. Mersi frumos pentru pachete, bro, apreciez, Aline, mulțumesc mult de tot. Hai să vedem, mergem și la George. Băi, ce se întâmplă? Chat, coincidență sau sunt prieteni? Scrieți voi acolo. Hai, George, dă aici la controller, restart, share play, gata, m-ai învățat. Și intră în FIFA și dă să joc eu. Fraților, au dus golul. Nu știu dacă e singură persoană. Au dus golul la 177%. Prieteni, deci deschidem pentru amândoi. Pachetele de pe contul meu vor fi deschise special pentru Adrian Olaru și VXLMX2. Dar nu sunt prieteni, știți de ce? Și n-am donat aceeași persoană. Pentru că Adrian Olaru a donat cu tot cu taxe. Și Dragoș, el cu 5 euro cu tot cu taxe, s-a învățat, merge pe o mare pe Insta. Te pup, brother, mersi frumos pentru donații. Fratele Dragoș, ai follow de la mine. Și fraților, haideți, respector 2, sunt două persoane diferite, da. Haideți acolo, mamă, golul de la 115% într-un minut a ajuns la 182%, voi vedeți. Ce e nebunia asta? Haideți cu un follow și la fratele nostru aici, forță. Dar un sfat pentru tine: când mai vrei follow, fă-ți contul public, nu l-am lăsat privat. Eu ți-am dat să știi follow. Îți mulțumesc mult. Mulțumesc din suflet și eu îți mulțumesc, Adrian Olaru. Adriane, dezvăluie tu misterul. Ești prieten. Ești prieten cu WXLMX2 sau nu? Scrie tu, ești prieten cu el sau nu?
și W. Stați că mi-e greu să citesc numele, vă zic sincer. WXLMX2. Scrie ceva pe chat, să-ți dau moderator. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Eu gata, eu gata. Nu se mai poate. Băi, ce se întâmplă? Băi, ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Narcis vine cu 30 de euro. Am fost atât, am zis să vin și la tine. Narcis vine cu cea mai mare donație din această seară. Băi, ce se întâmplă? Băi, ce se întâmplă? Și Alin cu încă un euro, te pup tot, dar viitoare am să-ți dau și controller. Mersi, Aline. Doamne, sad boy de România. Sunt trei, fraților. Sunt trei, unul după altul au donat. Sunt trei și au donat unul după altul. Fraților, cine sunteți? Narcis, uitați-vă după ei. Narcis, scrie ceva aici, te văd, uite-l. Nu suntem prieteni. Sedan, gata. Sedan, ți-am dat moderator, fratelo. Cred că tu ești. Sedan, ți-am dat moderator, mersi frumos pentru donație. Narcis, scrie și tu ceva, te rog. Respect Narcis și tuturor celor care au donat. Deci vom deschide pentru trei oameni. Pentru Sedan, Narcis și Adrian. Deci oamenii ăștia trei și-au unit forțele și-au dublat golul. Uitați-vă și voi. Bubuială, exact. Bine ai zis, Marco. Bine ai zis, bubuială. Bine ai zis. Harry Maguire. Bubuială. Te pup, Alindinho. Bine ai venit pe live. Mâncava-și gura voastră. Narcis cu 30 de euro. Da, e Teo live? De ce zici că a fost și la Teo? Sau i-ai donat lui Teo zilele trecute, ieri sau la alteri, când a făcut live. Toți alături de Tudor, ce frumos acolo, din partea lui Sedan. Mersi mult, Sedan, mersi din suflet, frate. Deci nu s-au vorbit între ei, fraților. Trei oameni... Uitați-vă și voi ce fac. Uitați-vă și voi ce fac oamenii ăștia. Adrian Olaru mai donează încă 18 euro. Nu vine să cred. Cine pică de eu, ca idee. Dacă vă mai interesează, că văd în continuare sunteți 1300 pe live. Ne-a picat și de Ion, ca idee. După ce Adrian Olaru mai donează încă 18 euro. Și fraților, în acest moment, clar intrăm pe contul meu. N-avem cum să nu deschidem și acolo. Și vreau tot chatul, deci tot chatul, cât mai multe inimioare și respect pentru acești trei oameni. Adrian Olaru, Sedan și Narcis. Te pup, George, îți mulțumesc din suflet, frate, pentru pachete. Mulțumesc mult. Ah! Sedan, 20 de euro fără mesaj. Să curgă inimioarele. Să curgă inimioarele pentru cei trei. Uitați-vă ce fac toți trei. Vă mai zic că s-a făcut golul 250%, ca idee. De cât timp n-a mai fost gol la 250%? Băi, Sedan, Adrian, Narcis, tot chatul e pentru voi. Chatul este dedicat vouă, să știți. Fiecare inimioară este din partea fiecărui abonat de pe live. Fratele, îmi cer scuze că am ieșit, ia zi. Oh, la Brăila, da, normal. Chiar vreau să vin și la Brăila. Sigur că da. O să anunț pe story dacă nu mă urmărești pe Insta. Mersi frumos, George, te pup, fratelo. Ciao. Și pune și tu o inimioară, te rog, pe chat, te rog. Hai, te pupă, fratele. Băi, vreau să vă cât mai multe inimioare. Bro, și trebuie să fac pentru moderator. Laur, având în vedere că ești fratele meu, nu trebuie să faci nimic. Dacă Dumnezeu îți dă, dai și tu înapoi. DMS durează și el un euro. Când văd că donează băieții, parcă mă simt prost, că dar bro, ce înseamnă asta? Cum fiecare donație nu contează suma, fratelo, pentru mine, știi foarte bine. Stai liniștit, la cât m-ai ajutat,
Și nu contează, în general vă spun, cei care nu vă permite sau poate nu vreți să donați, nu contează, faptul că stați cu mine pe live contează enorm pentru mine. Că apăsați acolo pe butonul de like, că scrieți ceva pe chat, chiar dacă poate uneori îmi cer eu scuze față de voi că nu pot să vă răspund, dar credeți-mă, dacă aș putea și aș avea puterea să pot să citesc tot chatul, să răspund la toată lumea, aș răspunde la toată lumea. Haideți pe contul meu. Haideți pe contul meu că nu mai am cuvinte, deci nu mai am ce să mai zic. Știți că eu la momente de astea gata. Băieții ăștia m-au lăsat fără cuvinte. Chatul decide. Chatul decide acum ce trebuie să zic. Adică inimioare multe pentru toți trei. Vă mulțumesc din suflet. Hai. Hai să-i răsplătim și noi cu mult bulan pe contul meu. Și în afară de Narcis, care Narcis n-a zis, stai să mai știți scoate să-mi răspuns, Narcis n-a zis de leva, am fost atent să vin și la tine. Dar și pentru Narcis, leva. Ăsta e obiectivul principal de pe contul meu. Let's go. Te pup, Tudor, ești tare, meriți, mersi frumos, frate. Ești un om de milioane, băi, vă mulțumesc mult tuturor. Hai să ne culegem puțin așa și să ne concentrăm, că avem de deschis pe contul meu. Și după facem extragerile, da, extragerile și dăm premiile către membrii, către toată lumea. Bun, hai să începem lejer cu câte un player pick. Primul player pick. Da, hai că gata, știu ce fac. Challenge între cei trei. Adrian Olaru, Sedan și Narcis. Dar n-am mai să zic Narcis că a apărut eu pe ecran. Narcis donează 20 de euro. Nu contează cine nu poate să doneze. Vă iubesc pe toți românii mei. Și Narcis vă răspunde locul meu, fraților. Exact asta voiam să zic și eu. Dragoș, devine și el membru. Te pup, Dragoș. No, ce pot să mai zic? Mă așteptam eu să termin live-ul așa. Ziceți voi, mă așteptam. Obame, 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 Obame. Bun, hai. Din nou, bătălie între cei trei. Primul pachet, hai să apuc să-l deschid. Player pick pentru Adrian Olaru. Primul, mare atenție, da? Vedem norocosul serii dintre cei trei. Arnold, țineți minte, da? După, următorul pick pentru Sedan. Smalling sau nu, Ford. Alex Bogdan donează și 1 euro. Cel mai frumos este atunci când vii de la muncă și vezi ce face Tudor live. Te pup, bro. Te pup și eu, fratelo. Bine ai venit de la muncă. Mă bucur că te uiți la mine. Haide-mă, haide-mă cu ceva forță. Rare Mega Pack pentru Narcis. Ca să fie pachetare, da? Argentina. CB. Bun. Martinez, nu e rău. Poate să și joc cu el, mai ales că e de la United. Sunt mulțumit. Oh, și Gabriel în același pachet. Kudus, dar l-am deja pe cel special. Hunter. Hai să schimbăm pe ăștia. Bentancur. Jos. Hai. Acum, din nou. Adrian Olaru, următorul pachet. Până la capăt, pentru ei trei. CDM. Brentford. Hai să vedem. Până acum, cred că Adrian Olaru conduce cu Arnold. Sharp. Donează 1 euro. Poți deschide un pachet. Am FIFA Points. Imediat intru și deschid și la tine după. Ok. Acum, Sedan următorul. Hai, pentru Sedan următorul. Contul meu, fraților. Italia. Right back. Cine e asta? Calabria sau cine? Da, Calabria și Gosens. Jos. Donez și 100 de euro. Bro, e suficient, crede-mă. Sunt acolo aproape 3 goluri. Narcis următorul. Le iau pe rând, așa. Deci, Narcis, 100% ție îți place Messi. Pentru că e al doilea argentinian care spică. Otamendi. Bun. Oh, și Lehmann. Da. Adrian Olaru cu 20 de euro. Să trăiască toți românii. Ce pot să mai zic? Că Narcis și Adrian Olaru, practic pentru voi, fraților. Pentru voi toți. Aceste două donații. Au zis pentru toți românii. Mersi frumos, bro, vă mulțumesc din suflet. 294%. Bun.
Trecem la Adrian Olaru. Deschidem pentru el 82+. Că tocmai a apărut în imagine. Camerun, goalkeeper. Onana, bun. Doi jucători de la United. Nu e rău. Onana 85. Și să curgă respectul. Narcis și el cumpă 5 euro să trăiască. 299%, frate. 299%. Fum. Ce nebunie. Spania. CB pentru Sedan. Ta, Pau Torres. Pică jucător bun, dar pentru începutul jocului, Livakovic. Stai să-i schimb pe ăștia aici. Și că ai că un euro și Ștefan. Ba nu mă, să rămân așa, e mai tare. 299. Și că s-a dat fără număr, exact. Mai departe, hai. Narcis. Sau nu? Ba da, Narcis. Hai, schimbăm ordinea, Narcis. Narcis acum. Și DMS, nu e mult. Dar duc eu la 300 de euro. Te pup, bro, mulțumesc din suflet pentru donație. Fran Garcia pentru Narcis, da? Cine lipsea? Cine lipsea? Marcel donează și el 27 de euro. Respect pentru cei care te susțin. Like, donații, hey. Adică ai zis pentru tine, nu? Cine lipsea, frate? Fratele Marcel contribuie și el la cel mai tare gol de la EAFC 24 oficial. Marcel contribuie și el. Marcel, vezi că ți-ai lăsat bănuții, fratelui. Ieși și tu, te rog. Contribuie la cel mai tare gol din acest sezon. Uitați-vă și voi, fraților, ce fac băieții ăștia. Hai, următorul. Deci intră și Marcel în cursă. Deschidem și pentru el un pachet. 80 ori 2 pentru Marcel. Hai. Și după urmează Adrian Olaru, că am schimbat ordinea, da? Fai de capul meu. Dragoș, el cu un euro să trăiască, să fie rotund golul. Mersi frumos, Dragoș, care a vrut să completeze acolo golul. Fără număr din partea lui Marcel, cu membru de 42 de luni. Mersi frumos, Marcele, mersi din suflet, fratelo. Și pentru pachete, vezi că a fost forță. Hai, Adrian Olaru, următorul pachet. M-au mai rămas 8, contul meu. Primul special! La Adrian Olaru, primul special, Klaus! Klaus, care nu e rău deloc. Klaus e scump, nu? Cred că e scump. Pentru că e francez, right back. Cred că e scump ăsta. Mihai, vezi că e scump ăsta, bro. Și că ai cu 400 de euro. Mihai, vezi că e scump ăsta, bro. Klaus Iohannis, da. Cât costă ăsta? Cred că costă peste 50. Cred. Mă iau după naționalitate. Băi, Tudere, nu merge să donez. Pro, nu știu, a fost donații până acum, nu știu. Ia să vedem. Cât? A, m-am speriat, 20.000. M-am zis că e 200.000. A, 20.000, e ok. E ok, 20.000, a, am zis că e mai scump. Țeacă, asta e, nu-i nimic. Nu-i nimic. Hai! Pentru... Opa, nici n-am apucat. E Mane! Era pentru sedan asta, dar am zis că e Mane. Ok. Jos. Și Eddie donează și el 2 euro fără mesaj și face gol acolo, 330. Mersi frumos, Eddie, apreciez. Mersi din suflet, fratelo. Rare goal pack. Deci în momentul ăsta au rămas doar pachetele bombă. Hai să vedem. Sunt 6, da? Sunt 6. Și fiți atenți. Facem așa. 1, deci un pachet îl deschid pentru Mickey. Fiți atenți, mare atenție, un pachet pentru Mickey, că el a deschis balul. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu, eram sigur. Durează și Scooby, te pup, brother, hai să fie sumă rotundă, te pup, Luca. Nu, mai era prea frumos să-mi pice mie Dembele. Era prea frumos să-mi pice mie Dembele pe cont. Păi chiar ați crezut Dembele la mine pe cont? Bun. Următorul. Andrei Ghenu, ești tot, bro? Că ți-ai botul tău. Mersi frumos, Andrei. Știi că tricoul ăsta e al tău, ca idee. Sper să ți-l dau într-o zi.
Următorul pentru tot chat-ul. Următorul pentru toți oamenii care au apăsat pe butonul de like astăzi. Germania. CDM. Bayer Leverkusen. Ok, Andric. Nimic. Și urmează cele top. Urmează cele top acum. Next one. Următorul pentru Marcel. Hai, Marcel. Că i-a picat forță în seara asta. Cel mai tare pachet a fost la Marcel. Sevilla. Na, Amanda. Amanda la Marcel și dia ta. Hai, te rog, Doamne, acum. Acum e momentul. Next one pentru sedan. Pentru sedan următorul. Italia, goalkeeper. Lazio. E cel care a marcat în UCL. Provedel. Vreau un rating mai mare. Și Savanier. Hai, tata, hai. Următorul pentru Narcis. Hai, Narcis, adu-mi ceva bun, te rog. Germania. CB. Rudiger. Aula, nu. Nu. 83. Cred că e ruină contul meu, fraților. Ultimul va fi pentru Adrian Olaru. Carlos, dorează cel 1.29, partid și eu la gol, respect, Tudor, respect, chat. Mersi frumos, Carlos, că mi-ai stricat golul, apreciez. Adrian Olaru, hai să vedem, pentru tine acest ultim pachet, ori la bal, ori la spital. Și acum tot chat-ul vreau să scrie win sau ruină, bubuială, cum zice Marco. Ce credeți voi că va pica? Win sau ruină? Ultimul meu pachet. A fost ruină până acum, ca idee, știu că râdeți toți, dar chiar a fost ruină. Deci din ce văd, ruină, ruină, win, win, ruină, ruină, bubuială, ruină, ruină, win, 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 bubuială, fața pică, mega win, 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 ruină. Ok, 3, 2, fă SBC-ul, corect, 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 corect. Facem SBC-ul, facem SBC-ul ăla. Stați, 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 că mai avem un SBC de făcut. Care ăsta va schimba norocul, ascultați-mă. Că am zis că îl facem. Cu 85. Hai să vedem. Narcis cu 20 de euro. Nu există prietenie pe bani. Poate ne vedem la o cafea în București. Te pup, Narcis, cu mare drag, fratelul. Și îți mulțumesc mult de tot pentru tot ce ai făcut în seara. Narcise, nu știu cine ești, fratelul. Dar îți mulțumesc din toată inima mea pentru ce ai făcut în seara asta. Că ai zis că ai donat și la Teo. Îți mulțumesc din tot sufletul și cu mare drag ne vedem. Cu mare drag ne vedem când vrei tu. Tu stai în București, Narcis? Ești din București? Stai pe aici? Salut, Dan Pavel, te pup! Hai, fraților, să-l facem și noi pe ăsta. Ok, CB. Mersi din toată inima mea, bro. Îți mulțumesc. Arnold. De Paul. Hoiberg. De fapt nu l-aș lua pe De Paul că e cam scump. Haide-mă cu un dublu win acum pe final. Dublu win vreau. Madison. Și mai avem de deschis la un, pe un cont cu FIFA Points. Și după facem extragerile. Hai să vedem. Hai bro, acum, acum îl fac repede. Ford. Russo. Și aici ceva mare, cred că trebuie să bag. Ceva mare. Kjobel bag. Gata, ăla e. Ăla e, tata. Hai să-l deschidem. Uite că Narcis știa că mai am un pachet pentru el. Dar ce bine ai zis acolo, Narcis. Hai să vedem. Ba da, ba da, mi-ajunge că l-am băgat pe Kjobel. Pentru Narcis, hai dublu walkout. Vreau două walkout-uri. Nu, America, te rog. Nu, America, te rog. Nu. Nu, nu, Leon, te rog. Dublu walkout! Două fete, mă. Na, Tudore, că ai vrut două walkout-uri. Măcar la Narcis, la Narcis prim walkout. Dublu walkout. Na, Tudore, că ai vrut dublu walkout. Ai primit. Hai. Te salut, Mihnea. Și acum, Adrian Olaru,
ultimul pachet de pe contul meu. Germania. CM. Real. E cross. Dublu walkout. Și Arnold. Mamă, ești fan Liverpool. Adriano Laru. De două ori când am deschis pentru tine mi-a dat Arnold. Sad. 4 walkout-uri. Coman. Cred că e scump. 30.000. E scump Coman. Coman nu e rău. Coman nu e rău deloc. Hai să vedem ce mai avem. Bun. Win. Chiar win. Dublu walkout și Coman. Și acum. Haideți cu FIFA points. Let's go. Deschidem cu FIFA points. Am și o pachet FP-uri. Gata, deschidem. Stați un pic. Să văd aici la partiuri. Mesaje. Am pachete cu FIFA points. Așa. Hai. A, stați. Luca, imediat intru eu la tine. O dai cu Luca. Hai. Acum doar cu FIFA points deschidem. Fraților, reușim și noi acolo 2500 de like-uri forță. Am avut pachete top. Și mai aveți fix 5 minute să vă înscrieți. Dacă vreți să deveniți membru în această seară, poate, nu știu, aveați de gând să deveniți vreodată membru, părerea mea, mai bine o faceți în seara asta, deoarece dacă deveniți membru, puteți câștiga în această seară o pereche de căști de la Logitech. Toți cei care deveniți membri în această seară sau sunteți deja membri pe acest canal, puteți câștiga o pereche de căști Logitech. Tudor, salut-o pe iubita mea, Florin. Te pup, Florin, iubita lui Ștefan. Hai, tată. Cu FP ai zis, nu? Hai să vedem, 1000. Cum devin membru? Butonul de join, alătură-te. CDM, Arsenal. Arise, nu e rău. Sau uite, dacă nu vedeți, pardon, vă las eu... Valindinho! Vă las eu link-ul imediat. Gata, v-am lăsat eu link-ul. Cei care nu vedeți. Și Dan Pavel devine și el membru. Te pup, Dane, mersi frumos de tot. Uite, ce bun. Dan Pavel devine și el membru cu numărul 86. Te pup, bro, și îți mulțumesc. Și tu poți câștiga această pereche de căști nouă-nouță de la Logitech. Pepe, luăm aici, mai bun. Și pachetul de 600. Hai, tata. Hai, tata, să vedem. Așa, promo packs. 600. Hai. Am revenit, exact. Că tu ai mai fost membru, corect. Și 2400 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot. Încă 100 de like-uri și facem 2500. Cehanoglu, 85. Hai că n-a picat chiar atât de rău. Mersi frumos, bro, și pentru donații și pentru pachete. Mersi mult. Hai la Scratch the Killer, că și el mai avea ultimele două conturi. După facem extragerile. Eddie, donează și el un euro. Am doar un pack de 83, zici că e ok. Eddie, zi repede cum ai ID-ul. Și hai să-l deschidem. Cum adică dacă e ok? Dacă spică ceva top, câștigi și cardul ăsta cu leva, ca idee. Am văzut poza lui, a lui Kimmich. Și mie mi se pare ceva neregulă la ea, dar nu dau seama ce. Hai. Vreau ca toată lumea să fie fericită astăzi. Și membrii, și cei de pe live, absolut toată lumea. Și uitați, ca să vă înscrieți pentru cele două bilete la Bucharest Gaming Week, ca să facem extragerea și acolo, tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați la mine pe Instagram. Vă las eu o poză aici, oarecare, de la mine de pe Insta, aceasta. Gata. Intrați la această poză și dați tag-ul meu. Nu vreau să-mi fac promovare, dar nu știu cum să spun altfel. Cât în arci sunt pe Insta, dacă îți dau eu, poate nu-ți apare.
Narcisea, au început și alarmele la mașini afară, fratelo, de la donațiile astea. Mersi din suflet. Uite, chiar acum te caut. Și îți dă fratele acolo un follow. Vorbim după live. Stai așa o secundă. Cârât Narcis. Așa. Asta e slab oricum. Cârât Narcis. Te-am găsit, gata. Te-am găsit. Ți-am dat și follow, să știi. Locuiești în Viena? Locuiești în Viena, bro? Mersi frumos pentru toate donațiile și pentru toată susținerea, apreciez. Hai să vedem. 2 players și 80 plus. Dă-i în astea două, fratele. Messi sau Ronaldo, nu mă ignora. Ronaldo, bro. Ronaldo. Everton. 373% în gol, dacă vă vine să credeți. Narcis. Adrian Olaru. Sedan. Miki. Marcel. Dragoș, Edi, Luca, Carlos, DMS, Sharp, Alex Bogdan. Cine a mai fost? Radu, Teo, Vlad Oprinca. Mamă, câți donatori a fost. Răzvan. Nebunie a fost astăzi, nebunie curată. Bro, îți mulțumesc mult pentru pachete, mulțumesc mult de tot. Hai să mergem mai departe, pentru că mai aveam un băiat care avea, ia să intru la mesaje, am și o FP, J, uite-l aici, J Tex, hai la el. Da, a zis cineva că are zi 83 ori 10. A zis cineva că are. Bun. Hai să vedem. Jay, join SharePlay. Hai tata. Cine are 83-10? Păi nu știu, a zis cineva, Ștefane. A donat de fapt, nu? N-a fost donație? Ba da, cred că donație a fost. Eddie. Stai să ne uităm după un nume, Eddie. Ok. Hai să-l deschidem. 1000 de FIFA points, let's go. 1000 de FP-uri. Olanda. CB. Van Dijk, mă! Virgil Van Dijk și Narcis pentru chat, mult respect. Și Salah și Van Dijk în același pachet, bă! Bă! Bă, Salah și Van Dijk în același pachet. Bă! Bă, ce pachet! Bă, Salah și Van Dijk în același pachet. E al tău cardul, nu știu cine e băiatul. Ai câștigat cardul, fratel. Cardul e al tău. Cardul este al tău, fratel. Nici nu mai întreb, 100%. N-ai cum. Bă! Van Dijk și Salah în și fiți atenți că poate să mai fie ceva după, mare atenție. Poate să mai fie ceva după, nu vine să cred, Dumnezeule. Narcise! Narcise! Uite ce ai făcut. Pack 2000 FP, da. Carlos devine și el membru. Mamă, ce nebunie. Și Militao în același pachet, Dumnezeule! Și Militao în același pachet! Băi, după Haaland, Ederson și Militao în același pachet? Van Dijk, Militao și Salah în același pachet? Îl are untradeable, om. Îl are untradeable de două ori, uitați-vă și voi. Militao! Dumnezeule, ce pachet! Dumnezeule, ce pachet! Van Dijk, Militao și Salah în același pachet. Cel mai scump de până acum, clar. Bro, zi-mi cum ești pe Insta, lasă-mi adresa. Ceva. Doamne, nebunie.
Și stai că mai era mai un băiat, Edi, nu știu dacă mai e sau nu. Cu 83-10, mai ești, bro? Ci că slăbuț. N-are cum, ba da, frate. JTEX. Stai să-i dau mesaj. View profile. Mesaj. Lasă-mi. 100% la mesaj. Adrian Olaru. Duce golul la 400%, frate. Ce mi-au făcut băieții. Nu, mai bine Insta. Fraților, haideți cu un mare respect și inimioare pentru Narcis. Adrian Olaru. Sedan și așa mai departe, care duc golul la 400%. Fai de capul și de zilele mele. Fai de capul meu. Fraților, vă mulțumesc din toată inima mea tuturor. Narcis, Adrian, vă mulțumesc din tot sufletul meu. Următoarele 4 live-uri nu mai punem gol. Edi vine și el cu un euro. Sunt secret Edi. Ok. Și Edi Filip vrea și el 3 rom prin super chat. Mersi frumos, Edi Filip, pentru donație. Apreciez. Deci următoarele 4 live-uri fără gol oficial. S-a ocupat băieții noștri. Uitați-vă. Uitați-vă la gol în momentul ăsta. Cavaci, gura voastră. Mamă, ce seară, fraților. Hai, ultimul cont din această seară. Ultimul cont. Nebunia nebuniilor seara asta. Cel mai tare live de departe, cel mai mare noroc. Cele mai multe like-uri, 2452. Fabulos ce s-a întâmplat. Schimbă titlul, adevărat. Hai să vedem. Ultimul pachet pentru toată lumea care a fost implicată în acest live. Și când zic implicată, faptul că s-a uitat, că a apăsat pe butonul de like, că a apăsat pe butonul de subscribe, că a devenit membru, că a dat share, că a chemat un prieten să se uite cu el, că a donat, că a donat, nu mai zic, a fost nebunie. Fabulos, oficial, cea mai tare seară din sezonul EFC 24 și hai și cu ceva forță. Mamă, mamă, Van Dijk și Salah și Militao în același pachet. Respect Lucii, respect la toată lumea. Respectul de pe cea de acum este pentru toată lumea care a stat în seara asta cu mine. Hai să vedem, 3 ore nebune de live, ultimul pachet și după facem și cele două extrageri. Hai, Doamne! Germania, ZM, Barcelona, Gündogan și bronz. Mamă, ce tare! 2 jucători de la Barcelona, o fată și un băiat. Frumos, frumos. Onana, Lukaku. Fraților, cam atât cu pack opening-ul. Haideți să vedem cine a câștigat cele două invitații la Bucharest Gaming Week. V-am lăsat aici frumos și postarea unde trebuie să vă înscrieți. Tag la un prieten, este foarte simplu și automat v-ați înscris. Amir, dorează și el 3 ron, mersi frumos, Amir. Aici intrați, tag la un prieten, atât. Tag la un prieten. Bun. Hai să vedem. Ok, intrăm aici. Bun. Ok. Hai să vedem, am băgat aici, stați să vă arăt și vouă, 350 de comentarii, stați un pic, o secundă, fraților, și 2500 de like-uri, vă mulțumesc mult de tot, gata, ca să vedeți și voi, o singură menționare, un singur câștigător, 350, hai să vedem, câștigătorul celor două invitații la Bucharest Gaming Week este Bărbieru Nicolae Răzvan. Felicitări, fratelo,
ți le trimit imediat după live. Și acum, pentru membrii, să vedem unde trimit mâine aceste căști. Mâine sunt Moș Crăciun, mă duc la Fan Curier, trimit peste 5 colete toate giveaway-urile și de săptămâna asta și de săptămâna trecută, că am fost plecat la Bistrița. Stați să vedem membrii. Membrii noștri. Uitați-i aici. Vi arăt imediat și vouă. Ok. Așa, membership. Ok. See your members. Avem 86 de membri în timp real. Stați să schimb scena desktop ca să vedeți și voi. Suntem pe random.org și avem, stați nu aici, aici, 86 de membri. Aceasta este ordinea o singură dată. 3, 2, 1 și numărul 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 DMS este câștigătorul acestor căști de la Logitech. Stați un pic să mai număr o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, el este. DMS a și donat în seara asta ca idee și zicea că a donat prea puțin. Vezi, Dumnezeu nu doarme. Hai să ai donat prea puțin, ți-am spus că donația nu contează și uite, Dumnezeu ți-a dat înapoi de 10 ori mai mult căștile noi nouțe de la Logitech. Felicitări tuturor, fraților, cam atât. Cu unul dintre cele mai tari live-uri din tot sezonul UFC 24 și poate din toată cariera mea de YouTuber. Vă mulțumesc mult tuturor, Narcis, Adrian Olaru, DMS, Xlader, Andra, hai să vedem cine mai e, Luci, fratele meu Laur, Carlos, Adi YouTuberul, Max Avram, Robert Alexioe, Petronela, Oliver, Andrei B. Cine mai e? Cine mai e? Liviu, Galole, Călin, Gabi și mai vreau să-i pronunț o dată numele băiatului care a donat și el, nu mai zic. Stați așa, că-l găsesc acum. WXLMX2. Băi, vă pup pe toți. Andreas, DMS, mulțumesc tuturor, te pup cu drag, fratele, și eu mulțumesc. Noapte bună tuturor, noi ne revedem poate mâine cu un alt episod și săptămâna viitoare cu un alt live. Ciao, pa, pa!